Putem începe, da? Da. Rapoartele, rapoartele. Le-ați semnat? Nu au mai ajuns înapoi. N-am semnat. Hai, le semnăm din mers. Sau vreți să le învățați pe rost? Ce vreți să faceți? Doamnelor consilieri, așa cum a fost convocată invitația transmisă cu fost dispoziție nouă în 2019. Deci suntem statutari, suntem 12 consilieri. Prezenți? 12. 11, că domnul Lambăruș nu este. Așa, vă rog să-mi dați voie să vă prezint ordinea de zi. La punctul numărul 1 avem aprobarea procesului verbal la ședința ordinară din 2018, procesul verbal din 21-12 și 8-2019. La punctul 2 avem proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Paul Cavalier, suplinat pe lista de consilier din cadrul Consiliului Local Scorțeni, din partea Partidului România Unită. La punctul numărul 3, aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare, Adins Bacău. La punctul numărul 4, aprobarea actului adițional, numărul 3, la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide în județul Bacău. La punctul numărul 5, avem proiect de hotărâre prin aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de concesionare pentru delegarea serviciului de colectare la societatea comercială Compania Romanesc Service S.A. La punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare. La punctul numărul 7, privind un proiect de hotărâre prin acordarea calificativului de valoare a performanțelor profesionale individuale afectate de comunii sportivi. La punctul numărul 8, proiect de hotărâre prin aprobarea de contrarii contra valorii călătorii pe mijloace de transport a secretarului comunei sportivi. La punctul numărul 9, proiect de hotărâre prin aprobarea acordării indemnizației pentru consilierii locali sportivi. La articolul 10, prezentare raport de specialitate privind cheltuielile pentru luna decembrie 2018. La articolul 11, întrebări intenționări și formări. La primarul și consilierul local. Declarații politice. Ai ceva de mai e suplimentarea? Da, am propus. Cred că a ajuns la dumneavoastră. A ajuns la dumneavoastră. Să trecem după punctul numărul 5. Corect. Dacă ar să fie toate grămadă. Să fie toate la un loc. E vorba tot despre adins. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare pentru concesiunea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor deșeurilor de județul Bacău 1678/1987 din 16/4/2018. Cine este pentru suplimentare? Sunt de acord, am discutat în ședința comisiei. 5 prim, da? Da. Acum, domnul președinte, da. Punctul numărul 1. Punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 20.12.2018 și a procesului verbal din data de 21.12.2018, respectiv a 8.1.2019. Dacă sunt discuții referitor la tocmai la procesele verbale de la ședințele anterioare de îndată, ordinară. Da, deci tu mă treceți să... Dacă e la discuții, cine se înscrie la cuvânt? Mă înscriu la cuvânt, da. Da, domnul Zanfirescu. Poftiți, domnul Zanfirescu, aveți cuvânt. Domnul secretar, domnul Vasile. Da, sir. Cine a scris procesul? Cine a redactat procesul verbal? Ăsta de pe 20-12. Nu știți exact. Da, nu e o problemă asta, că nu vă reproșez nimic. Nu, fetele de la... Deci, dar nu v-ați uitat pe el. Nu. Ce să spun? Bun. Am lămurit-o și pe asta. Vedeți că acolo... Da? Spune. Ca să îndreptăm. Scrie clar acolo că la... În cap.
Sunt prezenți 12 consilieri. Greșit. Domnul a lipsit, domnul Ionuț Cipcă, da? Și doamna n-a participat deloc la ședință. Deci asta cum semnați acolo? Pentru că în textul procesului verbal, o să vă uitați, când o să vedeți, după ședință, la toate proiectele de hotărâre au votat 11 consilieri. Și nu bate deloc cu ceea ce scrie. Dar o luat de pe temari la început și nu mai urmări pe urmă. Asta. Da, o să îndreptăm. Deci o reglementă. Da, da, da. Asta e problema. O să mai observați că la tot la procesul ăsta verbal, da. Dar dumneavoastră ați fost aici, de asta eu... Deci noi am aprobat un proiect de hotărâre în, din ordinea de zi, pe 20. Da. Și nu s-a mai pus în aplicare. Chiar era... Eu chiar am zis atunci. Eu am propus odată treaba aia cu doamna Axinia, cu cetățeanul de onoare. Nu m-a deranjat că a făcut Cătălin toată expunerea de motive. Chiar m-am bucurat. Deci omul a fost receptiv. A scris că pe... Cu ocazia Zilei Unirii, da, facem treaba asta și nu s-a mai făcut. Deci noi suntem în situația, da, în care, da, 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 nu, da, am, da, pus în aplicare o hotărâre a Consiliului, da, Local așa cum am stabilit. Votată trecută. 6 voturi pentru, 3 voturi abțineri și 2 împotrivă. Domnul Gelu. Hai să o facem în felul următor. Nu, doar să chiar aproape. Facem să fie ok. Pentru nu întreb și poate este vreo răutate, nu. Pentru o persoană, haideți să... Pentru o persoană și comandă o plachetă, trebuie să facem... Și o diplomă de... Și prima, de 8 martie, pe mine. Deci noi știți ce trebuia Vasile făcut? De 8 martie, pe 24, pe 24, da? Nu se putea face că era, da, liber. O facem noi ar fi trebuit pe 23 să facem o ședință extraordinară, festivă, de 10-15 minute, și dăm o plachetă și o diplomă de plachetă. O facem de 8 martie. Cu ocazia Zilei Unirii, ca așa am votat. Da, așa, da, da, este trecut. Da. O facem de 8 martie, domnule. Deci nu o luați ca, vai de mine, tăiere de cap. Pentru că, da, hai să nu le... Noi am curcat și noi treaba că nu știam de 24 câinică. Am uitat. 8 martie și eu. Notează acolo. Deci îi facem plachetă. Plachetă și... Deci o trecem așa cum ați hotărât și suntem de acord, da? Da. Cum, da, a spus primarul. De Consiliul Local. Plachetă, diplomă și... Doamne, haideți să ne țineți de cuvânt. Că noi facem... Lumea vede ce discutăm și pe urmă nu mai vede ceea ce am... Aprobat, da? Bun, am trecut de asta. Mergem la următorul. Tot domnul Vasile. Cine l-a întocmit pe asta, eu, de pe 21-12? Eu. Eram plecat la Iași, dar să știi că l-am citit și mi-a sărit în ochi. Deci, într-adevăr, au fost 8 voturi, 8 consilieri prezenți, dar nu scrie nimic de subiect. Spuneți că... Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4, ocazionat de ce? Păi a fost o dispoziție, o comunicare, o adresă, care probabil ați avut o mapă. Trebuia completată hotărârea până la capăt. Întreg eu pe Consiliu acum. Ce ați votat, dragi colegi? Aia 8. Ei, dar s-o discutat în ședința de comisie, domnule. Deci ați votat. Ce ați votat voi pe 21 în ședința de îndată? Ce ați votat? Ați votat 8 voturi pentru, din 8 prezenți. Pentru că din procesul banii, verbal, banii, din procesul verbal nu rezistă nimic, nu rezolvă nimic. Păi da, zi, domnule, ce ai fost? Bun, câți bani? Ce bani de genul? Deci, confirmați? Nu, 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 după aia au zis, da, că nu știu ce... Poți da comentă, domnule. Bă, ce să dovedim nou complet? Da, dar comentă. Deci proiectul de hotărâri pleacă la prefectură așa? În varianta asta? Da, da, da. Hai, bă, nu, bă, e la realistic. Banii care au venit toți și noi am aprobat banii. Au venit din la o, din la altă. Așa, da. Mai departe. Vă te uite la asta, am avut-o în ianuarie. Da. Nu mai întreb ce l-a făcut, că... Eram destui pe aici. Am solicitat eu, acum e vorba de mine. Poate ceilalți v-ați regăsit cu ce ați spus, că a fost o ședință mai scurtuță, asta care am făcut-o noi pe 8 după Sfântul Ion, da? Am solicitat două lucruri. Unul l-am regăsit, că am solicitat eu atunci când e vorba de proiecte de hotărâre care vizează bugete, da, bani, să le facem mai dezvoltate din punct de vedere al documentelor de specialitate. Adică mă refeream la document de specialitate care îl aprobă primarul, da, nu îl întocmește primarul, îl întocmește doamna de la specialitate, de la compania de resort. Cu asta m-am regăsit aici, da. Eu am mai solicitat atunci, Cătălin a fost foarte receptiv și a ridicat mâna. Asta așa. Haideți să vedem o situație, deci era o simplă pagină.
ca la ședința ordinară de pe data de azi, să vedem și noi excedentele de capitole care au rămas de anul trecut necheltuit. Pentru că pe secțiunea de funcționare, excedentul va fi scăzut prin plata salariilor de pe decembrie acum, da? În ianuarie, care s-au aflat pe asta, dar vedem una că la investiții. Ce bani avem pe excedente? Eu în mare, bă, ai ridicat mâna sus și ai zis că o să avem în mapă o hârtiuță. În mare, atât era. Era normal, așa cum am spus atunci. Să vedem că noi nu luam oricum o decizie acum. Era o informație. Era informativă. De ce? Era un preambul în a anticipa noi la buget. Proiecția bugetară. Exact. Da, pentru proiecția bugetară. Dar o să-mi prezint, mai ales că... Și uite, nu-i nici consemnat, Vasile, aici, că am cerut lucrul ăsta, aici ca documentul, vedem. Mai mult decât atâta, tot legat de chestia asta, am spus să veniți și cu adresa de la Consiliul Județean, din decembrie, cu rectificarea care Consiliul Județean, în final, pe bucățele, a dat-o scorțenului, cu hârtia, să o vedem și noi. Am cerut prea mult? Sau iar fac anchete, domnul secretar, a? Nu ne ocupăm de bugete, Consiliul Local, dacă nu știm o cifră, cum ne ocupăm de bugete? Cum facem o proiecție? Eu vreau în mintea mea, până la buget, să am o proiecție de buget, măcar cu banii aia, să vedem cam ce-ar fi urgent, plus bugetul care ne va veni. Deci nu mi-am lăsat numele lui prieten, dar haideți să devenim mai serioși. Eu vreau să începem anul cu o seriozitate mai mare și cu o nouă calitate în munca noastră. Dar văd că... Da, deci... Am terminat cu procesul verbal, cu obiecțiile, haideți să le rezolvăm, ca să pot să spunem că le-am votat, că eu acum nu pot vota până nu văd treaba asta. Dar mă abțin la treaba asta. Cine este? Dar cine este pentru aprobarea proceselor verbale din ședințele anterioare? Deci o să fiu când le văd așa cum am constatat eu, o să fiu și eu de acord. La timpul ăla. Deocamdată mă abțin, domnul președinte, da? Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnul acesta și cu domnul. Din două tine? Da. Dar o să le completăm exact cum ne-am notat aici, procesul de bani, ca să fim în ordine. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului domnului consilier local Alcău Adrian, supleant pe lista consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Scorțeni, județul Bacău, din partea Partidului România Unită. Da. Dacă sunt discuții la... Nu, după ce și pe zi. Păi să citesc proiectul, da? Să citim proiectul de așa și... Bun. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Alcău Adrian, supleant pe lista de consilier local din cadrul Consiliului Local al Comunei Scorțeni, județul Bacău, din partea Partidului România Unită. Primarul Comunei Scoțeni, județul Bacău, având în vedere hotărârea Consiliului Local Scoțeni din numărul 54 din 2012-2018, din care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Cipcă Ionuț, adresa numărul 64 din 14-1-2019 a Partidului România Unită, înregistrată la UAT Scoțeni, județul Bacău, sub numărul 198 din 17-1-2019, prin care ne aduce la cunoștință vacantarea unui post de consilier local, și dispune înlocuirea domnului consilier local Cipriu Ionuț cu domnul Falcău Adrian. Referatul numărul 3019 din 23-1-2019 al secretarului Comunei Scoțeni, raportul de avizare al Comisiei de Validare din cadrul Consiliului Local Scoțeni, județul Bacău, pentru alegerile locale desfășurate în data de 5-6-2016, prevederilor articolul 100 alineatul 33 din legea numărul 115-2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale pentru modificarea legii administrației publice locale numărul 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea legilor numărul 393/2004 privind statutul aleșilor locale cu modificările și completările ulterioare, OG-ul numărul 315/2002 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale modificată și completată. În temeiul dispozițiilor articolul 31 alineatul 3, articolul 31, articolul 36 alineatul 9 raportat la articolul 45 alineatul 2 litera A, articolul 48 alineatul 2 și articolul 115 alineatul 1 litera B din legea numărul 215/2001 republicată cu modificări și completări ulterioare, propun validarea mandatului de consilier local al domnului Alcău Adrian, supleant pe lista de candidați al Consiliului Local Scoțeni, județul Bacău, din partea Partidului România Unită. Articolul 2.
Hotărârea numărul 6, din 30.06.2016, se va completa cu domnul Palcău Adrian, consilier local în Comisia de Specialitate, Învățământ, Cultură, Sănătate, Activități Sociale și Culte, Protecția Copilului, Activități Sportive și Agrament. Prezentul proiect de hotărâre se va supune spre aprobare în ședința extraordinară din data de 31.01.2019, astăzi, a Consiliului Local, Cotrin, județul Bacău. Procedură sau discuții? Bine ai venit, domnul Palcău, Adrian. Atunci, domnul secretar, faceți procedura legală. Solemn, ne ridicăm și noi în picioare, nu? Citiți de acolo și cu mâna... Citiți cu mâna dreaptă pe... Jur să respect Constituția și legile țării, subsemnatul Palcău Adrian. Nu știu procedura. Subsemnatul Palcău Adrian, consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Scorțeni, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 32, aliniatul 1 din legea numărul 215 pe 2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Scorțeni. Așa să mă ajute Dumnezeu. Semnați și dacă domnul reprezentant de la Partidul România Unită are un cuvânt de spus, vă rog să... Eu nu vă mulțumesc pentru colaborarea care a dat dovadă împreună cu fostul coleg Cipcă. Îmi pare rău că dumneavoastră, datorită serviciului, nu poate să mai fie atât dumneavoastră. Găsesc ca fiind de cuvință domnul Adi Palcău de aici la dumneavoastră din comună să fie alături dumneavoastră și să fie împreună, să fiți împreună vigilenți pentru adoptarea tuturor proiectelor pe care vreați propus și să zic, mult succes! Mulțumesc! Da. Da. Și felicitări pentru punctul 1. Mi-a plăcut. Referitor la completarea proceselor verbale. Da, da. Toate problemele se rezolvă cu oameni. Trebuie să stați până la urmă. Nu vă mai deranjez. Încerc scuze. Supunem la vot validarea domnului Palcău Adrian. Cine este pentru? La limitate. Nu mai întrebăm. Bun, acum avem trecele pe toate și le explică și toate legate astea cu domnul. Aveam 1, 2, 3, 4, le citim, dar citim fiecare punct? Aici cu avisul ăsta, pentru că ați văzut, noi am intrat în discuții și data trecută. Eu zic așa, ar trebui să ne spună primarul câteva chestiuni și cu Vasile. Am înțeles, Vasile, că stăpânești. Domnul Eugen. Mă rog aminte. Să le explic. Așa. Dar lasă de să ia ce zic. Ne complicăm prea mult în terminologia. Nu, nu, nu. Eu vă explic sintetic și sintetizat totul. Domnul să vă citească toate ca să le cumulăm, că e una așa aceea. Și vă explic ce mă întrebați ce știu, vă explic. Începem cu proiectul de hotărâre numărul 3. Aprobarea planului anual de evaluare al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem Integral de Management al deșeurilor solide din județul Bacău. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind actul adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare al proiectului Sistem Integral de Management al deșeurilor solide Bacău. Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport a deșeurilor municipale din județul Bacău numărul 180/2357 din 6/5/2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului SC Rompres Servicii S.A. Și fetele și pișase că e tot coroborat pe asta cu subvenționarea. Da. Și ăsta la altul de pe referat care este primentat. Și da. După aia răspund la ce mă zic. Da. Și domnul primar vă dă proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestionării serviciilor de operare
a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, numărul 1087/1087 din 6-4-2018. Și proiectul 6, primind aprobarea de acordării subvenții din bugetul local pentru finanțarea serviciului public. Și leagă una de alta, așa vă explic. Am o observație înainte de a chestiunea asta. Aș vrea, așa, în câteva chestiuni să acoperiți, dar în ordinea în care a fost la asta. Și vă explicați. Cred că am spus la ședințele astea. Și explicațiile față de Consiliu, da, să le faceți mai în detaliu pentru ca să le vadă și comunitatea. Să înțeleagă toată lumea. Că sunt și oameni mai vârstă. Și să subliniați exact ce presupuneți tot la toată debatura asta. Dacă știu, vă răspund, dacă nu mă documentez. Dar eu știu că știu, adică cred că știu să vă răspund. Domnule, este o problemă nu prea corectă la nivel de ADI-ul ăsta, ADIS-ul, cum se numește. Deci noi suntem afiliați de prin 2008, la nivel de județ. 2008-2009 s-au demarat toate documentele pentru obținerea fondurilor europene de către Consiliul Județean prin ADIS-ul ăsta, pentru serviciul de salubritate unic la nivel de județ. Bun. Acest proiect a intrat, adică implementat la nivel de comună Scoțeni, în 2016, prin primăvară, prin martie, ceva, nu, în ianuarie, așa, răspundem în solidar. Deci toți suntem, fiind asociații, unul corect, 10 nu-s corect, răspundem în solidar. Din toate intervențiile mele care le-am avut, la AGA, la Bacău, la ADI-ul, se poate verifica și se poate informa, am fost printre cei mai vocali primari, poate am atras și antipatii, dar eu, până la urmă, sunt reprezentantul cetățenilor din Comuna Scoțeni, și am susținut niște chestii chiar obligatorii din punctul meu de vedere pentru omul din comună, că suntem dintre primele, cred că suntem 13 UAT-uri care nu avem datorii de loc la ADI. Deci eu mi-am achitat datoriile. Deci, atenție, cea mai importantă chestiune care poate fi subliniată până acum. Deci noi nu avem comuna datorii nicăieri. Comuna Scoțeni nu a avut niciun leu datorii la ADIS. Așa. La Bacău, eu nu sunt avocatul nici al lui domnul Brașoveanu, nici al lui domnul Sedo. Dar colegii mei, nu dau, domnule, cu un buget micuț care l-a avut Comuna Scoțeni, eu am și cu dumneavoastră împreună, că eu sunt primar, nu astea spun și local, suntem împreună, am gestionat în așa fel treaba ca să fie, să fim corecți. Nu avem un leu datorii, Comuna Scoțeni nu are un leu datorii nimănui până la momentul actual. N-avem alierații, nu avem nimic. Cu toate că alții primării speculează. Treaba asta așa o dificilat, când sunt barbanii. Bun. O să ajungem și acolo. Așa. Ce vreau să vă, zic? De unii e blocajul ăsta cu gunoiul. Sunt două firme. Una care ridică gunoiul și una care are în administrare groapa de gunoi de la Bacău. Ecosud. Și Romprestul care ridică gunoi. Romprestul și mâine vine să ne ridice gunoiul nou. Că n-avem datorii. Dar n-are un săluc. Așa e. S-a întâmplat un blocaj la nivel de județ. Din cauza unor binevoitori domni, care nu-i bine, că nu e chestii politică, ci e chestii chiar pe administrație. Primari care au avut bugete sănătoase și au datorii vorbind de la 100.000 în sus. Poate și două. Orașe, municipii. Din jurul nostru. Direa credință, totdeauna aș zice contra. Am discutat omenește, pentru că suntem colegi și nu-mi place să mă cer cu nimeni, dar am pus punctul pe ei. Nu mi se pare nimic corect ca UAT Scoțeni să susțină datorii la alții. Cu toate că ADI-ul ăsta, așa spune, din solidar. Are regulamentul de funcționare. Bun. Acum. Deci ce se întâmplă? S-a modificat toate proiectele astea de hotărâri vin și în sprijinul nostru. Ați văzut că în decembrie ați votat 6 lei și ceva taxa de gunoi. Taxa specială de salubritate. Asta este taxa de gunoi pe persoană fizică. De la legea 101 a salubrității nu are scutire nimeni, decât care e mort și care pleca din localitate. Asta e din declarații pe propria răspundere, omul este scăzut de acolo. Da. Ar trebui să... Și asta o să vă rog și pe dumneavoastră, că împreună, nu este dat timp, cred că avem timpul necesar. Știți că la nivel de comună, și nu numai la noi, în toate comunele, s-au pus câte trei pubele pe zone, pe sticlă, hârtie, plastic. Ce se întâmplă? La 3.000 de oameni cât avem noi, declarați la gunoi, în jur de 3.000, 2.900 de 3.000 cât avem, avem un anumit tonaj la gunoi.
Deci oamenilor din comuna Scoceni și-au dat unități de compostare. No, ce implică? Nu 3.000 de oameni, la număr de locuitori. Da, domnule, dar asta vreau, ascultați-mă ce vreau. Sunt pe 3.000 de oameni. Există 3.000 de oameni. Lumea care au... Nu, nu. Deja e în derută. Nu, nu, nu. 3.000 de oameni. Eu am înțeles, da. Lumea care au 3.000 de oameni. O corectat după aceea. Am corectat. 3.000 de oameni. Ei. Ori 12 luni, sau împărțit la 12 luni, este o cantitate de gunoi care, la groapa de gunoi, când se predă la ecosfânt, se cântărește, că mașina aia se cântărește. Asta implică. Dacă se depășește cantitatea de gunoi, care este stabilită prin actul de asta, de asta modificăm actul de adițional, aia implică oameni care muncesc în plus, transport, motorină, tralala, pentru ei, cheltuielile lor. Ei, noi ar trebui să vorbim și prin mine și prin dumneavoastră, să... Tot le-am dat unități de compostare. Să punem selectivul, că unii vreau să ajung și să mă înțelegi. Selectivul selectiv, doar gunoiul care este gunoi menajer, nu gunoi de graj, nu găinaj de la găini, să-l punem acolo. Pentru că se încarcă la tonaj și asta generează o diferență de sumă. Nu numai pentru noi, vorbesc la nivel de județ. Ei, din ce am vorbit și ce am înțeles, dacă om, anul acesta, se gestionează corect și duce mai puțin gunoi, la anul taxa asta care am aprobat-o de 6,80 lei se poate diminua pentru că scade cantitatea de gunoi. Noi la nivel de comună ne-am făcut treaba cu plata. Este vorba și de azi. Mâine este ședința AGA la Bacău. Asta e faza primară. Ce aprobăm noi hârtiile astea cu modificarea actelor adiționale că mâine se votează la AGA și acolo e altceva. Dar noi trebuie să ne raliem să nu rămânem. Că ce implică toată treaba asta? Nu numai pentru noi, pentru tot județul. Implică blocarea conturilor, dacă s-o ajung la executare de către ECOSUD, nu mai ia nimeni nici salariul, nici indemnizații de consilier, nici proiecte nu mai demărăm, nu nimic, până nu sunt și astea de durat. Important e să, și dacă merg mâine acolo, încerc să socializez și încerc să-mi pun punctul de vedere, dacă mă-i face auzit, dacă mă-i face înțeles, de către ceilalți colegi, pentru că din cauza unul, deci, toți 66 trebuie să plătiți. Deci, în solidar, ce înseamnă? Toți, nu unul împotriți. Degeaba 65 și 1 nu. Toți trebuie să voteze pentru ca să se deblocheze acest sistem de colectare a gunoiului. Pentru că noi deja am început să încasăm cu oamenii buni plați și pensionari, cum sunt la noi totdeauna până în martie și plătesc datoriile. Și eu dacă nu-i pui omului serviciul la dispoziție, mă face pe mine ca primar și din comun cu dumneavoastră că mai vreau să se deblocheze la cine și să deschid dosar penal pentru că eu am un contract. Și dacă n-am datorii, să vedem ce se poate, un dosar penal pentru neridicarea gunoiului de către ECOSUD. Pentru că, adică nu permite, eu încasez bani la oameni, dar servicii dure. Și de asta am rugămintea, că aceste proiecte coroborate trebuie să treacă, de comun acord, să deblocăm, să nu fim noi cuilul pe pielea într-o casă nouă. Și la punctul 6, care l-am citit, să nu-l uit, de subvenționare. Deci, de ce implică subvenționarea? Eu, din calculii care le-a făcut doamna contabilă, raportat la numărul cetățenii, implică 83.000 de lei. Banii ăștia de rezervă. În cazul în care se depășește cantitatea de gunoi, să subvenționăm, să nu mai mărim taxa omului din suma aceasta, că așa au făcut-o. Mai e o variantă, am discutat cu doamna Vici, la ședința viitoare. Dacă legea îmi permite, dar aici trebuie să discuți și la nivel de județ, și dacă avem bani la buget, să subvenționăm de la 4 lei până la 6,80 lei noi, pentru fiecare persoană fizică, că s-a mai făcut treaba asta, dar să fim în temeiul legii, să ajutăm oamenii că dacă punem taxa este prea mare, nu încasăm și rămânem datori. Dacă putem subvenționa din bugetul local, să ajutăm cetățeanul o parte, 2,80 lei, da. Să rămână la 4 lei, eu zic că e ok, dar trebuie să găsim temeiul legal. Atât am avut dispus, dacă v-ați întrebat. Da. Mă trebuie să facă gol. Da. Discuții pe... Explicația mi s-a părut destul de completă, dar trebuie punctată pentru opinia publică un pic mai explicit, în sensul că noi în Consiliul Local, dar în primul rând reprezentantul nostru al Comunei Scorțeni, primarul Comunei Scorțeni, este membru în adunarea generală a DIS-ului, da. Unde noi suntem membri din 2009. Da. Cu cotizații, cu nu știu ce. Exact. Toate hotărârile acolo se iau în solidar. Dacă dânsul a avut opinii separate, să știți că acolo se votează hotărârile ca în Consiliul Local, exact. Pe majoritate simplă. Iar acest preț,
de 6,82 să rețină toată lumea, toată subloarea din Comuna Suceava, nu a fost decizia noastră, nici măcar a primarului, nici a noastră, de s-a majorat. Este o decizie a acestei adunări generale a organizației intercomunitare din care noi facem parte și devine obligatorie pentru că noi suntem membri în această organizație. Deci, am terminat, aici nu mai există că voi ce ați făcut ați ridicat. Nu. Da. Dar dacă în luna următoare, lunile următoare, vom identifica așa cum a spus, poate chiar cu discuția bugetară, să vedem un pic proiecția bugetară de 2019, sunt multe chestiuni care sunt necunoscute în momentul de față. Acum, atunci să intervenim, domnule primar, pentru o hotărâre cu bază legală a Consiliului Local, ca să menținem măcar nivelul trecut, să mai ajutăm un pic comunitatea, cetățenii, cu acea mică diferență. În rest, să știți că noi aici sunt multe hârtii, le-am văzut și dinamica creșterii prețurilor, nu avem mare lucru să facem decât să ne conformăm ca membri la toate deciziile astea. Mai e o problemă în care vreau eu să vă întreb și vreau să o mai punctați. Eu am înțeles-o, să știți. Dar vreau să o mai explicați încă o dată, mai la nivel mai jos. Această sumă de 8, care este Comuna Scorțeni în tabelă aici, 83, 833 de milioane. Da. Să spune așa, sumele necesare plății facturilor operatorilor de salubrizare către compania SC Rompress Service și EcoSud ESA București. Sunt cei care, de fapt, sunt operatori privați și cu prin ăștia trebuie să facem treaba asta. Exact. Dar această sumă noi o plătim acum? Nu. O plătim, atenție, deci vă pun o întrebare ajutătoare. Da. O plătim acum din buget ca o cotă parte ce ni s-a repartizat nouă. Așa o să înțeleagă lumea. Domnului Scorțeni, ca să deblocăm situația generată de alții? Sau aceasta este o rezervă? Aceasta este o rezervă. Nu se va plăti doar dacă se depășește cantitatea de gunoi. Scuze. E rezervă. Această rezervă, s-a determinat prin înmulțirea numărului de locuitori cu o cotizație de 6,5. Cât s-o calcula diferența, ca să fim acoperiți. Deci, cred că acum a înțeles toată lumea că banii ăștia nu pleacă nimeni. Nu pleacă, rămân dacă... Iar dacă vom face o subvenție noi, este altceva față de acest proiect. E altceva. Acum am vorbit. Acum am vorbit și în comisie. Deci este consiliul foarte clar treaba. Permite legea la buget, să subvenționăm. Da, acum dacă mai e cineva. Punem la vot. Deci, Nu am observat. O să rămână suma la fel sau o să se reducă din cost? La anul viitor. Hai să vă explic. Dar cine controlează? Sau ce firmă zice că... Domnule, pe mașinile de conectare... Duci la cântar. Da, și la cântar. Păi dacă dar totul electronic. Au GPS pe mașină, au totul electronic. Bagă și ghiul cu mașina la și performantă. Deci nu. Ascultați-mă un pic, eu am 60 de întrebări și în el. E contabilizat. Ca să zic că ai dus mai puțin față de șir. Da, cine poate spune treaba? Dați-o dată, dați-mi două secunde voie. Că întrebarea lui poate este chiar... Sandu, este undeva, dar acum mă tot uiți și nici nu văd bine. Este undeva aici, în toate materialele astea, că sunt atâtea, de nu mai știu unde să mă uit, dar am citit eu, am citit aseară, că exact acea selectivitatea deșeurilor, care noi nu o facem, hai să fim serioși, Comuna Scorțeni, păi dacă omul pune sticle în sacul de gunoi, păi scrie acolo, în plan rural, să vedeți că scrie, să pun, nu se pun deșeuri din grădină, de, scrie, scrie cartoane, scrie cartoane, alte chestii. De grad, deci, până, deci, până, deci până, aceasta, până, deci, până, domnul, până, deci, domnul, această hai să vă lămurește, deviem de la noi, noi care poate fi depășită, este faptul că din cauza că noi nu facem selectivitatea depunerii gunoiului. Sândi, păi da, lasă-mă să explic, m-ai întrebat, da?
Este mașina care ridică de la operatorii economici, care ridică și de la primărie, că noi avem, suntem operatori economici obligați, școală, societate, așa, ridică separat. Este mașina care ridică la persoane fizice și mașina care vine odată la două săptămâni, care ridică din alea. Deci e altceva. Ei, alea care sunt selectivi, alea produc venit. Ați înțeles? Și de acolo vor decurge și scutirile, adică scăderea impozitului. Pentru că sticlă, hârtie, metal, produce plus venit. Și de acolo, ei când se duc la cântar, automat că totul este electronic și pe mașinile astea sunt echipate cu toate aparaturile electronice. Poate verifica și tu dacă ești nemulțumit, o venim așa în gunoi și spui că ți-o lua gunoiul și eu mă duc la ei și scot de pe CD-ul că ți-o lua gunoiul, are probă. Deci au, își acoperiți din toate punctele de vedere. Problema este să umblăm noi la corazonul omului ăla, că să ne reglăm un pic, că tot din buzunarul nostru se duce bani. Asta e, domnul Hagiman. Cu cât e mai sortat gunoiul, cu cât ne permite și nouă să avem niște costuri. La anul viitor vor plăti mai puțin. Da, și cum îi răspund domnul Sândiel, dacă avem sub cantitatea de gunoi, de tonile care sunt stabilite, adică care sunt estimative și mergem sub, automat la anul, poate nu mai subvenționăm. Și rămâne la 4 lei când diferența din bani care e în casata noastră. Banii ăștia de silicon, conturile de salubritate, fiecare cont. Nu se poate direcționa banul de salubritate sau de conturi speciale în altă parte. Să refolosești la anul pe aceeași destinație. Deci aici nu poți să schimbă destinația. În ședința anterioară, tabelul ăla până în 2032, dacă ți-am mintit. Dar nu se mai respectă. Nu se mai respectă, nu s-au respectat. Dar am spus că eu am încercat, dar criza asta a creat o criză mare. Altă reașezare a funcționării acestei agenții intercomunitare de salubritate. Da, atât am avut. Da, domnul Mariu. Da, în tabelă asta cu evoluția taxei de salubritate, da, la persoane fizice am înțeles, la populație, că e 682 persoane lună, da, casnice. La agenți economici este o cifră, 14,99. Ce înseamnă? Dacă nu și nici, mă uit că vă lămâna. Deci, dați-mi alea tabelă. Dați-mi nu. Nu, că vă spui explic imediat, să mă uit un pic. Da. Adică, la populație am înțeles, 6 lei de persoană pe lună, dar la agenții economici ce înseamnă? Nu suntem un agent economic. Adică se ia pe adept să ia pe agent economic sau se ia pe cifra de afaceri a vostru? Da. Buget. Dacă ia cifra de afaceri, putea să-ți ia cu minusul. S-ar putea să-ți vină să-ți dea bani. S-ar putea să-ți vină să-ți dea bani, da. Ei, taxa asta de agenții economici vă vinde EcoSud la groapa de gunoi. Nu este pe contractul care l-ai matat, ai societate, nu? Da, nu-i vorba numai de mine. Nu-i implică treaba asta. E taxa la agenții economici care duce la groapa de gunoi. Iar pe tonă, 14 lei. 14 lei pe tonă care îl duce acolo? Da. Domn președinte. Iar cu oamenii să-l duc eu. Da. Da, dacă ți-l primești. Da. Și bun. Altă întrebare. Aici, la articolul 5 din prezentul proiect de hotărâre, alineatul 1 spune, se aprobă taxa de 682. La alineatul 2, spune așa, poate mi explicați ce înseamnă, eu tot nu clarificat. Se aprobă subvenționarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2019 pentru utilizatorii carnici, aprobată la alineatul 1, asta de 682, al prezentului articol, din bugetul local al Comunei Scorțeni, în cuantum de 682 de lei pe persoană pe lună. Să înțeleg că asta o subvenționăm? Nu, domnul. E diferența de 830 de milioane care subvenționăm în caz de a depăși suma. Deci, atunci, ascultați-mă. Ceea ce spune el are dreptate. Trebuie să reformulăm. Nu, este tipul lor care... Deci, ascultați. Trebuie, Vasile, ești jurist. Deci, trebuie să reformulăm de titlu hotărârii. Pentru că așa cum scrie aici, cum scrie aici înseamnă... Se aprobă acordarea... La alineatul 2. Deci așa cum scrie, deci e vorba de reformularea... Așa cum scrie, din punct de vedere înseamnă că noi totul subvenționăm. Păi da, deci că se aprobă acordarea unei subvenții, dar noi nu acordăm. Subvenția la 83 milioane, la aia și raportează, domnule, ca să rămână așa... Dar nu acordăm. Deci noi putem spune constituirea... Da, ceva, ei, de genul... ceva de genul de constituirea ei, pentru că scopul ei nu este să o acordăm.
Noi o constituim, o constituim în situația de susținere în caz de. Și atunci haide să-i găsim o formulare că nu e în regulă, că se aprobă acordarea unui subvenție. Să o întoarcem prefectura înapoi. Acum cine e domnul președinte? Da. Da, supun la vot. Toate punctele la un loc sau... Deci, votăm la fiecare cu același că am discutat. Dar e cineva împotrivă, nu? La 3. Cine este pentru? La 3 cine este pentru? La 4. Acțiunea adicționată numărul 3. Acum intru și domnul Palcău la... Da. La 5, actul de acela mă trec contract cu concesionare. Îl oprești. 6, regulii hotărârii am... 5 prim. 5 primul ăla. Da, ăla suplimentar. Subvenții din bugetul local, 83 milioane. Da. Așa. Și aici are ultimul proiect de hotărâre, actul de acela numărul la contract de legare cu concesiunea gestiunii. Cine este? Trecem la următorul. Cu domnul secretar, acum... Trecem la următorul punct. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind acordarea calificativului la evoluția performanță. Am greșit? Nu. Nu. Este 7. Calificativului la evoluția performanță. Evaluarea performanță. Reformulăm, vreau să văd reformularea. Serios vorbim? Da, domnule. La acest... Haideți să facem o formulă, să fim înțeleși. Vorbim să spune, domnule, stai că nu am vrut așa. Doamne secretar, când coborâm... Nu, stai să lămurim acum. Hai să facem la tu și gata. Hai să lămurim aici. Nu pleacă la prefectură. Până nu este la punctul 2 de la subvenție. Cei noi nu acordăm subvenția asta nimănui acum, că cam așa se înțeleg. Da. Hai să găsim altă reformulare și aici cu toată lumea să contribuim. Eu îi spun constituirea unei subvenții din bugetul local. Susținerea subvenției în caz de... Exact, clar. Așa și constituirea ei, că trebuie să o avem constituită în programarea bugetară pe 2019. Exact. Și când o să o discutăm, o să fie pe capitol. De aceea am spus constituirea în bugetul pe 2019 a subvenției și susținerea. Conform, nu știu ce, nu știu cum, că aveți bazele legale. Subvenționării. Da? Subvenționării. Nu? E regulă, domnul Balcă, aveți treaba aici, nu? Subvenționării diferenții tonajului de bunătate. Mai citiți odată la urmă să vedem cum să și cate. Deci, constituirea și susținerea subvenției. Da. Diferenții de... Așa. În scopul sau subvenție de cantitate de gunoi suplimentară. Cantitate de gunoi. Putem. Suplimentară. Deci, dacă stăm o oră, tot din sume de 6 minute o găsim o formulare sume stabilite. Și mai bun. Prin HLE care l-ai din luna trecută, de 6,80 lei. Poate sună mai vorbesc, dar e mai... Mai la obiect. Hai să-i dăm o vorbesc de cum ies acum. Deci, constituirea și susținerea subvenției de sau pentru cantitatea de gunoi. Pentru cantitatea de gunoi suplimentară, de gunoi suplimentare, sume stabilite prin HCL-ul cu... 6,80 lei. Diferența de la 6,80 lei. Da. Care e... Sau cum mă vedeți? Nu, dacă este constituirea și susținerea... Diferenții. Dacă ai diferența, domnule, acolo se raportează. Se aprobă constituirea unei subvenții în bugetul local pe anul 2019. Eu sunt de acord cu tine, dar asta trebuie să o privim. Noi aprobăm acum, aia o susținem pe fila de buget. Da, dar noi o avem... Da. Da, am luat o decizie prin vot. Da. O să fim în situația de a aproba bugetul. Atunci trebuie să mai votez votăm bugetul atunci, domn primar. Da, intrăm fila de buget. Păi, deci noi concretizăm acum o unitate de păreri, că am lămurit-o, are undă verde, o prindem fără nicio problemă că ar fi cineva împotrivă în fila de buget și când votăm după discuțiile toate, tot bugetul, automat, pe asta nu o să mai avem discuții atunci. Și clar de acum. Da. Deci cum rămâne? Constituirea și susținerea. Nu rămâne pe asta? Exact. Și susținerea diferenței din calitate de bună suplimentară sumei stabilite prin HCL. Vă lăsăm așa. Te raportez la HCL-ul din decembrie. Da, de 600 de bun.
Acum, domnul... Mergem în continuare cu performanță, cu performanță, domnul secretar, acum. Proiect de hotărâre privind acordarea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Spoțeni pentru anul 2008. Dacă sunt... Propune, nu, dar și propun. Acordarea de către Consiliul Local al Comunii Scoțeni, calificativul va fi bine, secretarul Comunii Scoțeni, domnul Danilo Vasile, pentru activitatea desfășurată în 2018. Acum, discuții. Ce se înscrie la cuvânt pentru... Păi n-am cum să nu mă spun. Mai e cineva? Da, am să o fac, ca întotdeauna, de fapt, chiar dacă nu existăm mai contradictoriu sau... Discuțiile astea administrative ar trebui să fie cu maximă responsabilitate, fără patima. Asta nu trebuie să ne aducă între noi încordări, decât din punct de vedere a unor a găsit totdeauna soluțiile cele mai bune administrative. Nu orgolii personale sau frustrări personale. De aceea, din punctul meu de vedere, dar nu am ce să mă fac, că trebuie să îmi îndeplinesc atribuțiunile legale, trebuie să delege, pentru că dacă vreți punctul meu de vedere, eu nu sunt de acord ca acest calificativ să-l dea Consiliul Local. Primarul. Nu. Ordonatorul principal de credit al Comunei Scoțeni, cu responsabilitățile, cei de revin din indemnizații de ales local, este primarul Comunei Scoțeni. El lucrează cu secretarul, dar dacă legea așa a hotărât să ne dăm și noi cu părerea aici, nu s-o fac cu responsabilitate. Eu nu vorbesc vorbe în vânt și după 3 ani nici nu mai vorbesc prea mult decât punctez. Eu aș trebui să începem anul și mai bine. L-am început. L-am terminat foarte prost. Unii ați fugit din ședințe de aici. Dar, în fine, nu intru în treaba asta. M-am așteptat, în schimb, la domnul secretar Vasile Danilă, ca în anul 2018, să avem o relație mult mai eficientă din punct de vedere administrativ pe relația UAT Consiliul Local și să avem, să privească mai cu responsabilitate anumite anumite observații care le-am făcut în anii precedenți. Pentru că mi-aduc aminte foarte bine că am spus și anul trecut. Chiar dacă am făcut niște observații, am spus că dacă eram eu primarul unui Scoțeni, poate Vasile Danilă tot foarte bine lua. Numai că trebuia să facă sport cu mine odată. Și făcea și performanță. N-am spus-o cu răutate. Asta e situația. Aș vrea să-l întreb acum, ca să intrăm direct în chestiune. La câte Vasilică, domnul Vasile, la câte ședințe ați participat anul 2018 în Consiliul Local, ca secretar, ca... N-am fost prezent în momentul în care am fost în concediu de odihnă, și problema care a fost internat în spital la Iași. Asta a fost în finalul lunii lui iulie. Nu credeți că eu vă întreb degeaba, eu le știu. Păi nu, pentru că eu știu mai bine, pentru că deci, nu vreau eu. Deci, de punct de vedere medical, să vă dea Dumnezeu sănătate și să nu aveți niciodată probleme. Am văzut că mai aveți probleme de sănătate. Dar haideți să nu ne referim neapărat la asta, să ne referim probleme la celelalte probleme. Că totuși poate o funcție de mare răspundere, cu indemnizații de conducere, și aici trebuie să ne arăt treaba măcar în condiții optime. Eu am remarcat că toate deficiențele care le-am constatat în 2017 s-au menținut în mare parte și în 2018. Și nu vreau să le dezvolt aici, că nu vă fac niciun avantaj. Mai mult decât atât, acest lucru poate ar aduce o atingere mai mare, dar sunt chestiuni constatate de mine și poate colegii le-au văzut și poate nu vi le spun, că nu-i vorba de reproș, aici le putem... Deci ar aduce o atingere mai mare a activității din asta, nu în sensul că v-am sfida noi Consiliul Local, din asta să știți că ați avut multe atitudini care eu le-am considerat la limita cu sfidarea față de noi. Dar iar nu vă fac nu vă fac o acuzație foarte serioasă. Vă spun eu, ați participat la 8 ședințe în anul 2018 din 2012. Celelalte sunt motivate, că nu mi-a motivat mie treaba, o motivață primarului, că dânsul așa. Au fost anumite deficiențe. Am văzut și neplăcut a fost, că ați început să aveți și niște conflicte cu cetățenii.
Ala a fost acolo o chestiune în care, nu știu cât de, câtă diplomație ați avut, v-ați certat cu domnul Vasile Tudorache și v-ați dus tot dumneavoastră la poliție să-l reclamați că v-a deranjat dumneavoastră fiind la discuții cu Marcica prefecta, probabil. Mă îndoiesc, da? Fine. Eu nu am nimic personal cu dumneavoastră, să știți. Absolut nimic personal. Deci în afara problemelor administrative care le văd, le constat și le-am constatat cu toții aici, știți că vă pot fi un prieten de nădejde, care pot discuta orice altceva. Dacă ne vorba de problemele administrative, putem schimba foaia. Adică vedem care e situația reală. Eu nu sunt de acord cu calificativul care l-a propus Anton Cătălin Gheorghiță, dar nici nu v-aș propune un calificativ necorespunzător. Adică, cred că dacă anul trecut am spus că dacă aș fi fost primar, aș fi luat foarte bun și făceați mare spor, acum cred că calificativul care vi se potrivește dumneavoastră, dar nu îl stabilesc eu, colegi, o să-l voteze, este calificativul bine. Și chiar am convingerea sufletească că nu greșesc. Omul are o pregătire, are o vârstă. Noi nu îl acuzăm acum că chiar nu face, nu trece, dar au fost niște chestiuni care nu mi-au plăcut și care s-au repetat în anul 2018. Și mai mult decât asta, să știți că aveți o problemă și cu încadrarea asta în program. Asta e văzută de mine. Deci eu nu-i cer cont primarului când vă împoiește de ce plecați mai repede. Dar am constatat că în cursul unei săptămâni, dacă veniți dimineața dumneavoastră la 12.1 plecați, v-am văzut în repetate rânduri, că sunt foarte des pe relația asta Bacău-Scorțeniu, zilnic chiar, așa, și permanent, v-am văzut că ați avut în repetate rânduri concediu de odihnă, dar e dreptul dumneavoastră și concedii medicale, iar e o problemă de sănătate și cu sănătate, dar v-am văzut în zile în care nu trebuia să fiți aici. Nu... Da. Aici răspunde primarul, nu-i fac prezența la program. Dar puteți să dați răspunsul de așa efectar, puteți... Da, păi, cum se vă spune aici cu... Nu vă întreb câte hotărâri de la prefectură v-au întors înapoi, pentru că aveți o experiență și probabil că chiar dacă se mai greșește una, se mai reface. Am văzut o chestie care chiar vreau să vă fac are proș și luați-o și de acum vă și urmăresc. Vă urmăresc, nu că am ceva cu dumneavoastră, vă urmăresc să vedem dacă stăm bine din punct de vedere legal. Lasă să știți că toate hotărârile astea care noi le votăm aici trebuie să fie făcute pe masă, aici. Și când ne ridicăm la urmă, după ce am terminat toate de votat, să semnează de președintele de ședință și de secretar, păi am suspiciunea, nu că aș fi răutăcios, că voi jos, după ce le faceți după o zi, două, trei, le puteți face cum vreți voi cu președintele de ședință. Dar de ce să am eu suspiciunea asta? Dar de ce să am eu suspiciunea asta? Ia vă rog de acum toate hotărârile de Consiliu Local care le pregătiți din timp când faceți toate documentarele pentru ședința Consiliului să le aveți pregătite care e cu probleme cu... completați numărul de voturi. O mai putere discuta, se reface, dar celălalt se semnează în prezența noastră la final de președintele de ședință și de secretarul cum spune legea. Deci, majoritatea hotărârilor sunt postate și pe site și ele sunt făcute în baza proiectului de hotărâri. Deci nu se poate umbla la o hotărâre în momentul proiectul este. Și atunci vă rog, nu am nimic ca obiect în ce spuneți acum, în a explica. De exemplu, dați un ordin dumneavoastră acum, dați un ordin, cineva din aparatul administrativ, să vină să ne arate mie aici, că eu știu ce spun, hotărârea Consiliului Local din decembrie, de la ședința de îndată, de pe 21 decembrie. Că a fost una singură. Vreau să o văd aici, vreau că aveți exemplarul care n-a plecat la prefectură. La dumneavoastră, domnul secretar? Da, nu-i bine. Dați-o în dispoziție să-l vedem aici și vreau să o văd aici asta. În rest, să știți că, în mare, eu sunt de acord cu aprecia. Este dreptul dumneavoastră. Eu am spus, eu n-aș fi vrut ca noi să hotărâm treaba asta, că nu lucrăm noi cu el. Decât foarte puțin. Dar asta e legea. Dar dacă mi-a dat voi legea, eu nu spun altceva decât ceea ce constat și ce văd. Vreau să văd hotărârea asta. Vreau eu, am eu o bănuială. Dacă aveți jos, vă aduceți. Este la dosar când se face da. Trebuie și o aduce, să o vadă. Da. Mai aveți ceva de spus, domnul secretar? Sau domnul Zafirescu? Mai aveți? Nu. Mai altcineva, nu. Supunem la vot. Calificativul. De evaluare, domnul primul secretar. Sau al doilea, care? Foarte bine, nu, care e proiectul vădărător. Cel care l-a propus primarul. Eu am spus un punct de vedere. Eu nu-s de acord cu la... Cine este pentru?
Adică să numărăm 1, 2, 3, 4, da? 5. Chiar nu știu. 5 persoane. Pentru. Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci eu sunt împotriva calificativului. Cred că sunt singurul. Deci nu e o problemă. Ceilalți nu cred. Nu. Deci împotrivă mă notați pe mine. Eu mi-am și spus un punct de vedere vis-a-vis de ce calificativ cred eu. Mai puțin contează punctul meu de vedere. Deci domnul Zambrescu împotrivă. Abține. Restul de la 5, nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pentru care și eu mă abțin. Da. Da, acum scrie azi, nu poți. Da, dosul nu are de unde să știu. Nu are informații despre performanțele domnului secretar. Da, e corect. Cum rămân la fel, la fel, deci domnul Zanfer, se are deci împotrivă. Și atunci, cum? Bine, cum? Dacă vii și de aia. Poate să vă vedeți cu un nou proiect în ședința următoare. Cum? Dar în alte vieceși muncă. Pentru că să... Te propunem mult, sunt bine și gata. Da, da, trebuie modificat... Te propun de un președinte, dar fii... Păi, dar trebuie proiect de hotărâri. În proiectul de hotărâri... Proiectul de hotărâri a fost pentru foarte bine. Nu s-a votat foarte bine, nu e nicio problemă. Să revine cu proiectul la o nouă ședință. Da. Nu poți să, tu n-ai venit cu, în expunerea din motive, tu n-ai venit cu propunerea de fapt. Nu, o să fie două calificative, poate bine sau bine, și atunci e opțional. Exact, și atunci da. Doi. Deci o să... Da. Mergem la... Nu la bun doar proiectul ăsta, nu altceva. Da, următorul punct. Punctul numărul 8, mai avea cineva de spus ceva? Nu, nu. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări contravalorii călătorii prin mijloace. Da, acum, domnul secretar, domnul primar, stați un pic. Eu n-am vrut să manipulez Consiliul. Eu am spus ce am avut de spus, din punctul meu de vedere, ce am constatat. Dacă colegii au vrut să facă. Deci eu, cu din drag, în suflet, cred că Vasile poate să ia calificativul bine și nu-l afectează cu nimic. Se revine cu un proiect de hotărâre, pentru da. Legalitatea este până în martie acum, da, da, da. În evaluare, deci avem timp, nu este. Este timp ca și dânsul să mai reflecteze asupra anumitor chestiuni, nu reproșe, dar numai o chestiune care le-am discutat aici cu cinste, cu verticalitate și cu sinceritate. Dar să știți că proiectul ăsta care urmează acum, se încadrează în, cum să spun eu, ăsta de la care trecem, că nu mai e, da. Se încadrează într-o zonă în care, să știți că chiar mi-a dat foarte mari semne de întrebare vis-a-vis de interpretarea legilor, cred că chiar juristul numărul 1 al OAC-ului. Pentru că n-ai cum să spui așa ceva, să fii cu un proiect de ăsta, nu. Ăsta este ilegal. Citește-o la proiectul și mai spuneți. Chiar vă rog, domnul secretar, expuneți noi la mine proiectul de hotărâre, conform legii articolului. Înțeles? Da. Da. Ne-ați sentințiat, domnul secretar, în cauză, el poate să da. Noi, am vorbit și contabilitatea de să fie pe aceeași miliundă. Deci este hotărârea 714 din 2018. Privind drepturile și obligațiile prioritățile în instituțiilor publice, perioada delegării și detașării în altă localitate și în cazul deplasărilor în interesul serviciilor. Deci, la articolul 1, se spune și în cazul deplasărilor în interesul serviciilor. Se stabilește potrivit anexei care, așa pe excepția cazul în care, prin lege, se prevede altfel. Și deci, noi am mers, eu reprezint contabilitatea, această treabă, noi am făcut un proiect de hotărâre, deci dumneavoastră sunteți legiuitorul. Deci, și aici spune pe doamna... Păi atunci hai să discutăm cu el. Păi da, v-ați prezentat. Cine să scrie la cuvânt pentru proiectul? Este text de lege. Eu n-am făcut de la mine... Domnul Zanfirescu. Mai e altcineva care să scrie la cuvânt? Cred că vreau să spun același lucru, dar... Hai să vedem. Nu nimic, scrieți-vă la cuvânt, doamna Narcisa. Ai invocat o bază legală. Prevedele articolul 1 din hotărârea de lucrări 7. Uitați-vă ce suntem în partea jurnalistă toți. Din 714, din 13-11-2011, privind drepturile și obligațiile personalului, 18. Deci, indecent. Da, da. Persoana autorităților și instituțiilor publice,
pe perioada delegării și detașării, deci nu suntem nici într-una, nici în alta, aici, în situația dânsului, ca funcționar public angajat a lua Scorțeni, în alte localitate. Deci nu suntem în situația asta. Da. Precum și în cazul deplasării în interes de serviciu. Deci, nici în drept, nici unde vreți pe lună, deplasarea la munca ta unde îți câștigi păinica zilnică nu este asociată cu deplasarea în interes de serviciu. Când vine primarul comunei Scorțeni și zice avem de rezolvat următoarea necesitate, îi face ordin de deplasare, te-ai urcat în mașină, în tren, în avion și ai plecat. Haideți să disociem exact și foarte clar juridic această chestiune. Că aici este o confuzie și probabil că mai este și în altă parte. Dar nu este confuzie. Se cam forțează treaba ca în decizia asta de a lua 20 de lei pe zi, cum scrie undeva aici în spate, să fie o hotărâre a Consiliului Local, care eu nu sunt de acord sub nicio formă cu ea. Cătălin, dacă îl trimite zilnic undeva, este treaba lui. Prevede sumele în buget. Pentru că Consiliul Local avem atribuțiune de a stabili doar salariile de bază pe bază de coeficienți. Anumite sporuri, anumite chestiuni de, care se prevăd în anvelopa salarială când se face bugetul, este atributul în exclusivitate al primarului prin dispoziție. Deci, în primul rând, este, nu trebuia să vii în Consiliul Local cu așa ceva, dar dacă ai venit, să știi că ceea ce vrei tu este ilegal. Pentru că nu te putem asocia că vii la serviciu, la munca ta, la pâinica ta zilnic, gândind că vii în interesul serviciului. Vii în interesul tău, în primul rând. Când pleci de la primărie, la prefectură, și zice primarul, te duci la instanță și îmi faci treaba aia. 5 zile la rând, e treaba lui. Îți dă ordin de deplasare. Bine, când te duci la prefectură să rezolvi anumite lucruri, ești în interesul serviciului. Nu vorbesc cu nicio temptă, dar zi-mi leacă. Nu intră în aceeași sferă cu transportul la profesorat? Nu. Sunt legi separate. Nu. Am analizat-o, nu. Deci nu este aceeași problemă. Acolo este alte lege. Ascultați-mă un pic. Vasile a aflat el ceva și eu vreau să vă spun în cunoștință de cauză că am văzut pe internet, când bag nasul în toate, că magistrații doresc să, în următoarea perioadă, dar este un proiect de lege, doresc să impună legislativului, cum a vrut și domnul Vasilic acum, să obțină treaba asta sub această formă. Adică, ei vezi, Doamne, fiind în interesul națiunii, în interesul adevărului, a balanței, care de obicei la noi este cam așa, să obțină treaba asta. Nu cred că va trece în Parlament treaba asta. Hai să nu exagerăm treaba asta. Pentru că dacă el pleacă în interes de serviciu, o dată, de două ori, de nouă ori, într-o lună, nu-i dă responsabilitatea, nu-mi dă mie raportul. Tu stabilești, pentru că ești ordonatorul principal de credit, tu prevezi în anvelopa salarială inclusiv aceste figuri de deplasări. Deci nu avem ce să căutăm cu această treabă. Și vă sfătuiesc, treaba asta, lăsați-o așa. Îl văd mereu pe liste aici. Cu câte 200, cu câte 300, nu mai comentez de ele. Cât multe, cât puține, nici la doamna, cât multe. Sunt ordine de deplasare, sunt semnate ordinele de deplasare de primar, pum, răspunde. La revedere. Dar nu venim acum cu 20 de lei pe lună, pe zi, că... Nu, deci nu. Haideți să nu sărim calul, că nu e în regulă și, pe urmă, noi semnăm aici ca ce? Ca nu este atributul Consiliului Local. Deci, cred că m-ați înțeles. Nu a fost cu răutate, dar chiar nu veniți cu treburi de genul ăsta. Nu e în regulă. Nu e regulă. Adică nu pot să spun că mă duc la munca mea, la pâinica mea și mă duc în interesul serviciului. Da, păi că zicem cum obliga cadrele și specialiștii să mute în comun ca să facă în avea. Nu, hai să nu discutăm de vechea, dar hai să discutăm acum, că nu putem totuși, nu stă nici logic în picioare. Dar îmi e legal, ce Dumnezeu. Dar supunem la vot, cine este pentru? Deci n-am cum, că aici e vorba de împotrivă. Ce să votez pentru? Că sunt împotrivă. Dar eu nu sunt împotrivă ca el să facă delegări în interes de serviciu. Să rezolve pentru bunul mers al problemelor administrative. Este numărul unu după primar din punct de vedere juridic. Bă, dacă legea există, de ce nu i-a dat legea guvernul dreptul să ajungă în Consiliul Local? Pentru ce? Bă, dacă legea spune că e clar... Nu confundăm domnul președinte cu profesorii. Acolo s-au obținut niște drepturi chiar sindicale. Înțelegi? Chiar lupta sindicatelor
a obținut până la urmă acte normative, hotărâri, nu e aceeași chestiune. Nu este aceeași chestiune. Deci nu este aceeași chestiune. Nu. Haideți să lămurim mai clar. Domnul secretar are dreptul dumnealui de a primi bani pentru deplasări, dar nu este atributul nostru a Consiliului Local. Dar primește bani pentru deplasări în momentul când este în interes de serviciu. Nu că vine la serviciu să-și câștige pâinea și pleacă de la serviciu. Eu nu am spus lucrul ăsta. Noi ne referim la asta. El asta a cerut. Că obține 20 de lei pe zi, dar nu la noi. Indiferent, bă, așa scrie în asta. Nu este atributul nostru, dar vom noi în contul local asta. Deci n-ai cum să faci așa ceva. Și eu te pun, mă duc cu ordine de deplasare, mă duc, îmi vizează primarul. Dar asta nu înseamnă că eu trebuie să vin în Consiliul Local în calitate de viceprimar și să cer acordul dumneavoastră pentru că veniți la muncă. Pentru că veniți la muncă, cam asta e. Nu, deci nu, ai, nu este atributul Consiliului Local, dar asta mă apreste. Dar nu este nici legal, băi, doamne. Domnul, pe ce legalitate vreți să fie? Că dumneavoastră veniți la servici și vreți să vă decontăm? Nu, nu, eu nu păi nu avem în colegi. Nu pentru la... Nu au profesori, dar nu noi. Nu pentru venitul la serviciu, m-am păi la asta la vot, exact. Să puneți la vot, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mai comentăm că nu are rost. Toată lumea s-a abținut. Nu e împotrivă. Nu, toată lumea e împotrivă. Toată lumea e împotrivă. Scuzați. Să discutăm așa. Deci încă la punctul 8. Toată lumea. La punctul 8 privind acordarea aprobării indemnizației pentru consilieri locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Spățeni Județul Bacău. În mare și zice, vorba trebuie să vă explic, s-a modificat plafonul salariului pe economie și automat se recalculează și indemnizația consilierilor, o să fie ceva în plus. Eu astăzi sunt de acord ca să procedura. Să scrie cineva la cuvânt, să discuți pe tema proiectului, da. Domnul Zanfirescu? Vreau să mă înscriu, deși să lămuri, dar am să o pun ca aspect, pentru că e vorba de aleși local, dar numai de consilieri locali. Consilieri. Pentru că pentru ceilalți aleși locali, primarul, dispoziția primarului. Viceprimarului este lege. Legea 153. Corect. Din anul care reglează din 2017. Nu fac obiectul coeficienților la ce este indemnizațiilor alte drepturi care vin din sporuri, mă rog, alte feluri. Deci sporul la primarul legii. Doar atât coeficientul funcție de numărul de proiecte implementate. Da. În rest, normă de hrană, tichete, cadou, tichete de vacanță, nici primarul, nici vicele primar nu... Nici consiliere. Da, și nici consiliere. Nici consiliere. Au drept? Nu. Dar nu are primarul, nu are doar coeficientul, ori... V-a cerut cineva expres această hotărâre? Pentru că știți de ce? Așa cum pentru primar, pentru viceprimar. Legea 153 este foarte clară, da? Acum s-a trecut de la 1950 la 2080, da? Cu întâia întâia. Da. Așa este foarte clară și pe consilieri. Pentru consilieri v-a cerut cineva? Da. V-ați rupt prefectura? Asta este întrebarea mea la bună. Da. Anul trecut v-ați trebuit să amintim, mi s-o impus în mai să dau hotărârea pentru Consiliul de Instituția Prefectului. Pentru că așa cum există articol în lege și spune foarte clar de aleși local, fiind aceeași categorie de aleși local, credeam eu că nu era nevoie pentru că este vorba de efectiv. Lucrul ăsta da. Să fie trecut în deci așa. Nu ați vrut-o așa. Ați vi s-a cercat. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este pentru? Dar nu mai avem alte...
Proiectul cu doamna Alina aici, pe drumul cel de pe 2018. Deci aici nu este un proiect, deci nu e nevoie. E o informare. Este doar o informare în care fiecare mai pune câte o întrebare. Eu am una și o concluzie. Mă scriu la cuvânt, da? Scrieți-vă pentru proiectul numărul 10. Cine să scrie la cuvânt? Nu, eu mai am încă o întrebare de la Cantara Nouă. La coeficientul 2080, s-a interesat domnul secretar, că aici e diferență, cei cu studii superioare, nu. Cei fără studii superioare. E 2080 la toată lumea. La toată lumea. Ăla cu care intră primul an, cu vechime, cu studii, iată treaba. Nu, știți ce m-am referit? Era cu 2013. Ca automat, fiind cu 2080, cele fetele care sunt pe compartimente unde... Normal, au peste un an de chimie, au studii superioare, ele o să deci în administrația publică e clarificată treaba. Da. E 20-80 peste tot. Peste tot. Da. Știu că erau discuții de asta la... Da, știu că la, nu discutasem la... La informarea cheltuielilor pe luna decembrie. Am văzut așa, la auto, o sumă destul de mare, la Logan, nu? Da. Ce ați făcut concret? 60 de milioane la mașina asta? Păi și încălțat cu cauciucul de iarnă? Nu. O reșură dar... reparat la bac. Eu așa știu. Păi nu. Reparat, o stată în Logan, domnule. 6.200. Nu mai am mai lăsat. Lăsați-l pe el, doamnă, să răspundă. Deci, nu m-am întrebat. Stați că vă întreb și pe undeva. Lăsați-l să răspundă el, că vă întreb. 5 întrebări. 5 întrebări. A fost în servis. Auzat în cărțan de an, reparat, nu mă știu ce, nu știu, ca și fiori. Îi prea mulți? Îți pare totuși o sumă foarte mare. Mai mult decât atât. A fost dintre să aleg acum. Foarte multe sume de aici, eu mi le-am subliniat așa, care îți par foarte mari. Adică, le-am mai spus lucrul ăsta și în decembrie și de mai multe ori. Mai am o întrebare care am văzut-o aici, la pregătirea asta profesională, iar vă 3.000 de lei. Concret, despre ce a fost vorba, domnul primar? Vă răspund eu, că eu am fost... Lăsați-mi să răspund, dânsul. De ce luați ciorba? Păi, acum, știți ceva? Aveți cumva indemnizația de primar? Nu am. Păi dacă nu aveți, stați acolo. Răspundeți numai la pentru cât sunteți plătită. Doamna Vinci a fost trimisă la niște cursuri de perfecționare. Ce cursuri ați adunat de perfecționare? Arată și diploma și certificat. Hai mă, lăsați! Unde? Să vă las. În prima gară. Ce cursuri? De 3.000 de lei. Inclusiv cursuri și cazare masă. Stați-o la, că eu acum aud pentru prima oară. Da, 7 zile. Eu vreau detalii. Ce cursuri? Da, pe... Deci... Deci viceprimarul unei scorțențe la cursuri de specialitate. Pe ce linie? De administrație publică. Că nu poți să faci altfel de cursuri, să știți. Deci să înțeleg dumneavoastră până acum, nu ați fost bună pe post, sau cum să înțeleg? Nimic. Nu vreau să fiu mai bună pe post. Situația de incompatibilitate o știu. Asta o să o hotărească instanța la dânsa. Dar problema este aici, cu pregătirea asta profesională, mi se pare o chestie foarte deplasată. Deci primarul cu unei scorțeni se duce la pregătire profesională o săptămână pe banii cu unei scorțeni de administrație publică. Dom'le, nu vi se pare aiurea? Mie foarte tare mi se pare. Răspundeți, domn primar. Sunteți ordonat pe principal de credință. Eu nu vreau să răspund mai mult. Conform legii, în vigoare, orice salariat al primăriei are dreptul la cursuri de perfecționare. Nu confund dați specializările unora care, în necesitatea stringentă a UAT-ului, a administrației publice, îl trimit repede că el este încadrat pe o meserie să-mi suplinească pe anumit. Ce îmi suplinește, doamna? Că am făcut cursul de administrație. Păi ea are 7.000 de diplome are, de cursuri. Pentru ce mai trebuie asta? Să cheltuim banii? Au fost banii puși pe segmentul ăsta de cursuri, dânsa... Pentru dânsa? Nu, au fost și alții care au fost. Dar am spus la bugetul de la 1 martie că punem 3.000 de lei pentru o anumită problemă urgentă, apare de calificare un om, angajăm un om, cumpărăm un utilaj cumva, apare o oportunitate în buget să facem o dragă. Și atunci avem repede, îl trimitem, că e interesul nostru. Și acum îi cheltuim noi așa, primarul și viceprimarul, că vrem noi, nu? Urât. Deci mie mi se pare urât. Dar nu mai stau, eu stau oricum. Eu stau oricum, da? Unde și consilierii locali da? Pot să... Nu mă duc la niciun curs pe banii comunității. Asta nu înseamnă dacă nu vă duceți la
da, noastră, da, dumneavoastră, da, eu nu știu la ce curs v-ați dus. Aduceți diplome să vedem și noi. Da, vedem până la discuție. Vedem ce dotări avem pe... Deci, am dus așa, deci noi avem... De fapt, stai, ca aici, asta cu dotările de cămine și alte treburi, am dus o sumă foarte mare la dezvoltare de 656 de milioane. La dezvoltare plătite în decembrie. Ce dar nu-i pe afir? Începea plătit, nu ne luăm bani înapoi când decădează afirul. Aia banii care noi am plătit și nu înapoi. Nu s-a băcat din buget local la timpul de an. Scaune, mes, videoproiectoarele, toate, jaluzele. Ai răspuns parțial. Da. În momentul de față, asta a fost unica plată din proiectul de dotare a căminilor. Din dotarea căminilor, da. A fost unica plată. Da, am terminat acest proiect. Dotarea, da. Da? A, am terminat dotarea, da. Dar în continuare, la salarizare luăm sporuri pe acest contract. Da? Luăm sporuri la clasă de salarizare, nu? Uitați-vă dumneavoastră că nu este făcută de... Deci, eu întreb. Deci, deci acum acest este proiect pe... pe cal, noi am avut acolo 52.500 de euro. Și mai avem 8.250 care sunt pe... Nu! În afară de parcuri care sunt în faza de autoritate... Dom'le, noi le-am defalcat. Mai rămas 8.250, noi am stabilit în Consiliul Local și alte dotări la cămini care, conform afirului și galului, nu erau eligibili. Suma aia de 8.250 de euro trebuie să depun de alte dotări până mai să nu pierdem bani. Aha, deci, explicația, deci eu am înțeles acum. Sporurile acelei comisii, acelei echipe care beneficiază de sporuri pentru proiecte europene, va curge până în mai. Dar vă spun eu care e problema. Că o să ajungă sporurile la echipele astea de proiecte, să în lege, mai mari decât valoarea proiectelor. Și să plătesc din buget. Din bugetul nostru. Nu din proiect. Nu-i neapărat. He? Gata. O să discutăm, că am contractele și mi le-a pus cineva la asta. Și o să vă spun mai și mai multe chestii. Deci, concluzia. Cheltuielile sunt, cum am spus, în decembrie. Sunt discreționat făcute. S-a văzut deja. Două, trei am pus așa. Și nu știu cine le stabilește, dar cred că sunt stabilite la cheremul bunului plac. Eu nu sunt de acord cu chestiunile astea. Cum să, așa. Și vă avertizez că anul ăsta voi monitoriza problemele astea de execuții bugetare, lunare și trimestriale la sânge. Și o să spun tot ce am discurs. Am terminat la punctul ăsta. Da, altcineva dacă... Da. Nu, dacă eram în doi acolo, dar în sfârșit. Tot pe cheltuirea banilor. Văd aici reparații Monumentul Eroilor Grigoreni, 90 de milioane în bani de aici. Altă sumă, vreo 50 de milioane la porți și alee Cămin Cultural Grigoreni. O, da, și întrebări am să vă pun. Poate ori fi, nu. Mie mi se par, la prima vedere, sumele foarte, nu mari, foarte mari. Păi, sau extraordinar de mari. Spus asta. Pentru că, o să vă dau un exemplu. Monumentul Eroilor Grigoreni. M-am dus la Monumentul Eroilor. Să văd exact ce s-a făcut. După ce am văzut la monumentul Eroilor de la Scorceni, că era vreo 140 de milioane. Așa. Atunci, m-am dus să văd și eu la Grigoreni ce s-a făcut. S-au pus, într-adevăr, maxim 13-14 încărcat plăci de granit la o milion bucata maxim. S-au pus niște, nu știu, să zicem 20 de metri pătrați de, cum se cheamă asta? Pavele. Care? Prețul la pavele este 30, nu depășește 40 la niciuna, m-am dus în degeaba. S-au pus niște pietriși pe acolo și s-au dat cu niște vopsea. Mulți de milioane care au lucrat doi oameni, trei zile. Dar eu vă mai pun o întrebare. Dumneavoastră, acum sunteți inginer, vă pot răspunde. Cât îi trebuiau din la suma asta, șef? Eu te pun prima dată să faci monumea, dacă nu depășești și ceva. M-am tras cu dință. Deci suma... Ce vă deci trebuiau, cât plătești angajatul salariat și cu ce profil am unii șef? Prețurile la care le-am spus erau cu TVA. Noi bugetul ca anul 2018. Deci era din prima. Să faci cu intrare un monument cu 5.000 de lei. Chiar aș vrea să văd. Dar ce monument sunt cu 5.000 de lei?
mi se pare o sumă foarte mare. Mi se pare dumneavoastră, da. Vreau să vă întreb cu cine s-au făcut și dacă cineva din primărie verifică. Adică dacă el vine cu 150 de milioane. Achiziția a fost pusă pe SIAP, este om pe achiziții publice, s-a licitat, s-a lăsat 5 zile acolo, nu s-a înscris nimeni, a venit cu proiectul, a câștigat, asta e legal. Adică o ofertare. Păi ofertare, așa se lucrează lucrurile adunării funcționarul meu. Cereți dumneavoastră dosarul acestei achiziții? Veniți și ăsta, domnule. Că scrie acolo în lege. În legea 98 privind achizițiile publice, ce trebuie să conțină dosarul unei achiziții publice? Exact. Că nu are dreptate că se face licitații, nu. Se face ofertare. Licitații se fac de la anumite sume foarte mari. Deci nu ca legii primar, că la legii o dialect primatare... La ofertare se stabilește. Dacă se participe la ofertare, trebuie să ai un dosar înscris la ofertare, să faci o evaluare a ofertelor și cea mai bună să declară așa, așa să trebuie să cerem dosarul achiziției publice. Da. Ca o concluzie, deci aia putea să vină la început cu orice valoare, că noi plăteam cu orice valoare. Să vedeți aici, că am eu niște... La început, deci au fost singurul care... Deci să rețin un aspect, pentru că suma, eu făceam din primăvară că l-am făcut pe ăsta până la adălțare. Dar diferența la calcul din materialul și o venit cu oferta, cu devizul de ofertă, era mult mai mare. Și dumneavoastră, domnul Azimă, la licență la minte la ridicat de buget, am mai suplimentat cu 3-4 mii de lei sau nu știu cât am așa, ca să putem să plătim acest monument. Dar acest monument se repară odată la 50 de ani. Ăsta nu a fost reparat niciodată. Și țineți cont că am luat cel de mare. Se vede că omul nu a făcut contestații neapărat la sumă. Dar nu, mai ales la calitate. Nu-i că e cu bună voință sau cu dedicație. S-au pus pisiablu. 5 zile au stat acolo, nu s-au înscris nimeni, și dat 15 zile. Da, și la porți și cămin la, și alee. Porțile, acum, sunt niște porți, ori fi bune pentru cămin. Dar să, dacă vă uitați tot la DNMA, niște porți cu niște foarte frumoase jur de 2 de milioane. Dar mult mai ca pentru o curte. Acolo sunt două portițe, unul jur ceva. Da, bun. Și aleile alea v-a citat? Am văzut aleea. Am văzut aleea. Am văzut aleea făcută de la cămin. Așa, și nu există? Este, nu, dar eu nu contest, există, e făcută, problema mi se pare... Ba, nu. Dom'le, scade TVA-ul din 5.000 de lei și vezi cu cât rămâi. Du-ți matale și fă la cu banii matale și cu materialul matale, vezi dacă îți promimit. Eu nu i-am pus materialul la dispoziție, aici e inclus totul. Nu, dar vă vin la mântul de alea, ok. Nu, eu spun, alei am făcut și eu acasă, bineînțeles, cu plasă de buzău, de toate. Ai plătit TVA, hai. Da, n-am plătit TVA, da. Încât e 19. Da, eu am înțeles. Eu n-am spus că asta trebuia să fie numai materiale. Nu, eu mă refer la tot. Că oamenii am, nu știu cât au lucrat, sincer, la o zi am văzut, poate o pășa două, la alei. Că la porți spuneți că vă spun ce. Mai e cineva care vrea să... Mi se par sume mari, dar până la urmă n-am. Ai cineva scris la cuvânt? Vrea să mai discute ceva pe... A, și tot ai... Mă scuzați. Văd că luna asta nu a venit la școală să le decontăm așa. Bun. Problema nu se poate pune în vedere directului. Se vină în fiecare luni. Dacă nu, nu mai decontăm. Dar n-am mai spus o dată, am trecut. Dacă nu, nu mai decontăm. Spune că nu vă mai decontăm. Haideți să vă mai spun. Începând din 1 septembrie 2000, 18, primind finanțarea per elev, inclusiv pentru tot ce înseamnă funcționarea școlii, primăria numai dacă vrea poate să mai dea bani pentru... Da, bine, să zicem că noi vrem, dar punem în vedere, domnule, dacă nu vii o lună, ai pierdut. Tu răspunzi în fața cadrelor didactice pentru că tu, ca director, nu ți-ai făcut treaba. Da, dar i-am plătit. Dar ar trebui să chemăm directorul data viitoare. De la data respectivă. Deci noi putem să-l plătesc. Am înțeles, noi putem să-l plătim.
nicio întrebare. Asta nu e normal. Că primești, deci Nu, Haideți, dar nu știu dacă au mai făcut ceva. Au mai făcut ceva pentru restul plății care au fost, nu au făcut nimic. Am aici o discutăm. Nimic nu. Inclusiv că să pe ziri n-au făcut. Haideți să trecem la punctul cel mai important. Noi avem voie să facem tot felul de comentarii. Este pentru, punctul, dar întrebam din sumă. Este punctul 11, că eu am și eu aici mai detaliată. Dar întâi, pentru că este o problemă care a venit pentru Consiliu, nu? Da. Da? Deci mai multe, dar asta o citesc în calitate de primar, vă rog, anterior formării bugetului comunii Scoției. Că am discutat așa în trecut și bine să ne ținem de cuvânt. Pentru că bisericuța asta de comunicat, cum spune și părinții din Europa, părinții mei îi spune de motiv și cu... Ai citit-o un pic. Eu am citit-o, eu știu despre ce este vorba. Citiți-o ca să știm și noi despre ce e vorba. Valoarea proiectului este de 189.000 de RON. Eu am zis așa. Cât? 1.800.000. Haideți ce să citim, să vedem ce explicații. Parohia Scoția, reprezentată de preotul paroh Ceaușu Costică și Consiliul Parohial respectiv, vă rugăm să luați în considerare în cadrul ședinței din 31 astăzi, ca informare, pentru că noi nu avem buget, nu putem stabili sume, situația celor două biserici monumente istorice și să analizați proiectul depus pentru repararea, restaurarea picturii catapetesmei, restaurare, conservare, care sunt avizate de Ministerul Culturii. Și suma necesară implementării proiectului este de 1.890.000 de RON. Cerem să aveți în vedere la formarea bugetului pe anul 2019 și susținerea acestui proiect pentru biserică, așa, de zid, cât să prindeți un bugetul pe care îl veți adopta și al doilea proiect finalizat pentru Biserica Merișor, aflat într-un stadiu avansat de degradare, lucrări care se vor efectua conform proiectului pentru care îl vom depune în februarie avizat. Cele două proiecte sunt întocmite de profesori specializați, sunt studii biologice și de culoare finalizate și plata proiectului și valoarea este 80.000 de lei. Mai mult citesc. Eu vreau în calcul să luăm, când formăm bugetul, sper să fie generos, dacă tot am vorbit, să mi se mi cuvânt, pentru biserică, în afara banul care dăm și la celălalt biserici, 80.000, doar pentru repararea bisericii, pentru proiectare și încerii părintele. Costă o căruță de bani. Și, dar, nu vrem să dezamăgim. Și din comun de acord, și pentru unii și pentru alții, așa trebuie luată fi monument istoric în afara la... Deci avem și o obligativitate conform legii. Dar o analizăm, anterior bugetului, o să facem și ședință, adică de comun acord ședință. Ne întâlnim la, aici sau la mine în birou și fiecare vine cu o idee și ce putem face, facem. Ca să fie toată lumea mulțumită și să încercăm să facem mai mult. Și mai sunt, mai are și biserica de la Florea și o cerere, are și de la Florea, păi, dar alea separate, deci, e altceva. Deci bun, ce cereri mai sunt de Consiliul Local? Că văd că mi-aduc aminte de la ședința din 20 decembrie. Cererile preoților care le discutați în verbal cu toții aici. Alea au fost pe anul făcut, dar le poate discuția. 20. Nu, le-am văzut și le-am pus în discuție. Ei, dacă n-am... 20 decembrie... Mângelul, că... nici nu aveam cum să le punem în discuție, pentru că n-au fost sumile, dar acum făcând bugetul, stabilim de comun acord în baza cererilor noi, pentru biserica la Scoțeni. Ascultați-mă un pic. N-avem treabă, deci pentru monument ceva și pentru restul la biserică, în baza cererilor altceva. Pentru că apa curge dintr-o logică, nu curge la deal. Bine, Amazonul curge la deal. Deci, preoții au depus pe data de 20 septembrie da, și cereri știm cu toți. 15.000 au depus. 15.000 de lei. Da. De față, aici cu toții, ai promis că da. Rectificarea din sfârșitul anului... Dar și când s-o face? Dacă a fost pe 28. Aduce aminte, că n-are cum să mai pui ceva. Ca să și cheltuie. Că le dai, le onorezi 15.000 de lei din rectificarea de anul 2018 la fiecare. Angel, dar ascultă-mă acum! Nu le dai. Ce ai făcut cu banii de rectificare și până la urmă câți au fost în toată altă? Băi, Angel, vorbești... Deci noi am vorbit... Nu, las, acum îți dau răspuns. La ședință, contabil a spus 60... Să cadă cum vrei dumitare. La ședința de pe 21 ați hotărât aici 8 voturi. Umiliați dumneavoastră. Mă las să vorbesc eu acum. Băi, Angel, dar mă las să vorbesc. În final știți care a fost suma? Care a primit-o comuna Scorțeni? 2 miliarde. Aduceți hârtia. 2 miliarde.
Da, și ați venit cu un proiect de hotărâre. Deci ați venit cu un proiect de hotărâre. Într-o ședință de îndată, doamnelor și domnilor, uitați, asta este adresa venită de la Consiliul Județean. Haideți să hotărâm. Cum să stau banii la final de astăzi, sunt gheata lui fiscal și dacă n-ai buget? Banii sunt contul primăriei, sunt investiții. Dacă a spus că îi promit că îi dau acum, dă, uita dacă n-ai primat cum dă-te banii pe 28 decembrie, bă, omule. Ascultați-mă, vin, faci o confuzie totală în ceea ce spun eu. Deci, ați venit cu hârtia de la data când ați avut aprobarea de la Consiliul Județean cu 2 miliarde în fața Consiliului Local. Cu o propunere de hotărâre să luăm o decizie unde merg în anul 2019. Să duc investiții conform legii, banii ce priți la final de an. Trebuia hotărârea Consiliului Local aici. Dar n-ai dat-o. Nu. Nu să duc investiții. Nu. Aduceți-mi hotărârea cu 2 miliarde, să o văd eu acum. Doamne fere. Aduceți hotărârea cu 2 miliarde. Bă, dar unde ați fost? Deci ascultați-mă. Dar este împotriva firii și a legii. Deci, domnule, aduceți hotărârea în care dumneavoastră ați venit în material, în mapă, cu 2 miliarde de lei, în care ați propus dumneavoastră primarul, ordonatorul principal, Consiliul Local, aceste 2 miliarde venite din rectificarea bugetară, le ducem, dragi Consiliul Local, le ducem în investiții la anul. Și eu întrebam, unde? Lăsați-mă că nu știți legile. Nu știți varză, asta este. Nu. Deci trebuia să veniți cu hotărâre a Consiliului Local. Da, dacă nu mai tu, mai ce mai ai votat? Ai votat. Faci ce vrei, asta faci. Ai votat. N-am votat nimic. Ai votat excedent. Ați votat în așa ceva? Ați votat așa ceva? O hotărâre a Consiliului Local cu de 2 miliarde? Nu. Eu am văzut. Doamna Anacisa, 670 milioane, a dat 1 miliarde odată. Banii ei au fost în decembrie. În 2 săptămâni odată, a fost extraordinară. Și conform legii duci prin investiții. Când a fost păi da, și 670 de euro. Calma, asta a fost paralelă de separat. Revenim la bani, la banii pentru preoți. Într-adevăr, când au venit banii, era foarte târziu ca anul bucătare. Deci am făcut o colaterală. Deci trebuia să faci o hotărâre a Consiliului Local cu toată suma. Anexă... Lasă-o. Gata. Hai să nu judecăm constructiv. Doi. Să știi că contradicțiile de multe ori sunt mama dezvoltării. Deci nu e... Aberăm tu, da. Da, nu e nicio aberație. Este efectiv faptul că administrativ, din punct de vedere al comunicării către Consiliul Local, sunteți varză. Doi, nu mai era timp să cheltuie banii preoții. Dacă nu a mai fost timp, care este viziunea? Stai un pic, facem o separare. Eu am auzit foarte bine. Viziunea este în felul următor. Deci, ei au făcut niște cereri. Ce au cerut preoții toți. Și ăla, da? Nu știi bani. Eu vreau să vă explic. Sunt două aspecte. Unu, este vorba de monumente istorice în care, pe lege, Consiliul Local are obligații, atribuții, dar cu îndeplinirea unor chestiuni în care UAT-ul are... Da, domnule, justificare cu factură, investiții... Iar de legea 215, administrației publice locale, avem obligații de susținere a cultelor. Avem. Asta însemnă... Nu obligații. Separat. Posibilitatea, nu obligații. Acum vreau... Când noi vrem, e altceva. Acum vreau să vă văd ca viziune, nu neapărat că luăm o decizie. Vreau să vedem așa, să spuneți așa. Băi, prieteni, băi, Consiliul Local, m-am gândit, pentru că nu știu bugetul... Păi și dacă nu mă las să spun... Pentru... Monumente-s două proiecte, nu, cum a spus, pentru două proiecte acolo. E unul pentru Biserica Sfinții Arhanghel și unul pentru Merișor. Sunt două monumente. Părintele de la Scoțeni va primi 80.000 de lei pentru, avem pentru Merișor, 30.000 pentru biserică, Floreștiul 30.000 ca te-au cerut, Grigorean 30.000, 15.000 atenție. Proiectul care scrie că l-a depus nu-i cu Merișorul, e cu Sfinții Arhanghel cu... Deci sunt separate proiecte. Pentru Merișor, dar nu pot să dau să-ți facem o pică. Deci proiectul cu Merișorul nici nu este în 2000. Deci nu este întâmplit, sunt două obiecte. Trebuie să defac. Deci pentru monumentul catapeteas și iconografia la Biserică, este alt proiect. Este alt proiect acolo. Tot pe monument. Bun. Este monument istoric. Nu știți. Citiți legea. Mai mult decât atât. Spuneți-mi ce sumă aveți în atenție în afara monumentelor istorice pe fiecare biserică. Am spus 30.000 la fiecare. Deci în afara celor 80. Care îi dați numai la Merișor.
Da, domnule, aia la Bianșoa 30 fiecare și 15 aveți. Da. Este o, este o, cum să spun eu, bine, o concepție de viitor, da. E discutabilă. Noi da, aprobăm în Consiliu. Da. Deci ascultați-vă. Deci atenție, revin. Eu, dacă se poate și mai mult, dar noi trebuie să ne gândim că trebuie să funcționăm și ca instituții. Eu vreau să am un de excavator, da. Din excelentul buget. Tu vrei multe, de la, de la început vrei mult. Păi și da, dacă da. Vreau și voi, numai eu. Am văzut. Păi și eu supun ceva am văzut. Și dacă își face. Am văzut. Am văzut. Am văzut, da, da, da. Am văzut ce ai făcut cu 16 miliarde la drumuri. O să se vadă în mai. Să vadă. Atunci o să vedem comisia care a făcut recepția. Și în iunie. Atunci vă întreb. Să vedem atunci ne-a arătat 16 miliarde la drumuri. Poate, corect. Mai sunt probleme de mapă, de asta care vreți să le citesc. Eu mă scriu la cuvânt de ultimul punct. Da, pentru ultimul punct. Întrebări, interpelări, informări ale primarului și... Asta care vă este frică vouă foarte tare. Nu mi-e frică din nimic. Și dirigenti, ești comisie, ce ești. Da. Haideți să ne calmăm să discutăm cât de cât. Onorabil, așa, fiecare punct. Eu mai înscriu la cuvânt, da, la punctul. Cine să scrie la cuvânt pentru ultimul punct? Doamna Narcisa. Gelul primul, gelul. Da, de ce? Și eu după aia. Vreți dumneavoastră să-i dați onoare. Nu, puteți vorbi, doamna, nu-i problemă. Eu am mai mult. Puneți doamna Narcisa, că domnul Gelul nu se mai oprește și nici câte să. Eu aș avea o propunere în privința cetățenilor din sat. Poate mai dăm și noi vreo diplomă, vreo carte de onoare. Aș vrea să se facă un proiect. Am să încerc să-l fac și eu, dacă se poate, să ne întâlnim cu oamenii plecați din sat, deci oamenii noștri de valoare, că avem foarte mulți, să știți, care sunt profesori prin străinătățuri, prin care au făcut proiecte și au ajutat, spre exemplu, pe bichineții ăștia noștri, care fac acum... Eu ajutat, că s-a arestat la Piatra Neamcu, jăfuit oameni. Nu, nu, au făcut acolo fântâni, au făcut, știu, care fac acum proiect pentru încălzire cu lumina, cum e pe la Mărgineni. Deci avem oameni plecați sau oameni care n-au fost niciodată captați. N-au fost să-i captăm, să încercăm să-i captăm și să facem, da, chiar dacă nu avem unde să ne întâlnim, la primărie, la unii, la unii. Deci asta propun să fac un proiect pentru în privința oamenilor ăsta, care trebuie captați. Din ce vreau să spun, doamna notează acolo un proiect pentru fiii satului. Da, 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 fiii satului plecați, care n-au mai... Ia ceva. Urși, capă, de asta. Nu, nu, sunt în comunitate, nu tot fiii satului. Exact. Numai cei plecați sunt... Fiii satului. Fiii satului. Fiii satului. Fiii satului. Care sunt în viață, da. Fiii ai satului, mai sunt și... Da. Fiii satului, da. Doamna Narcisa, ați epuizat întrebări? Ave epuizat. Da, domnul Zahirescu, poftiți la... La microfon. Da, mulțumesc că mi-ați așezat. Mai zicea că de la Florești era un băiat care, nu știu, de participat, nu știu doamna, ce a făcut. Doamna, la microfon. Da, gata. Da. Tăiem-o, doamna Narcisa. Da, da. Informare către Consiliu. Deci cu Consiliu vorbesc acum. Pentru că am solicitat de-a lungul lunilor, de-a lungul anului, tot felul de documente în care să putem trage o concluzie de anumite chestiuni care tot că le puneam aici întrebări și nu prea ne vedea nimeni răspuns. În luna decembrie am primit un dosar cu mai multe documente și am obligația, studiindu-le, să vă adun la cunoștință niște chestiuni care le-am văzut acolo. Că le știați, că nu le știați, am obligația asta pentru că mi s-a dat documentul. Ia, domnule, uite, ai tot cerut și scris și verbal, ia și să scăpăm de tine. E, acum am obligația să vă aduc la cunoștință ce am găsit acolo. Concluzie. Da? Deci astea erau și pentru decembrie o parte, dar pentru că e sfârșit de an, început de an, hai să le spunem așa. La baza sportivă multifuncțională am lucrat cu materialul plin. Toate elementele care le-am cerut, într-un final, după aproape un an de zile, mi s-au pus la dispoziție. Am făcut eu niște calcule, dar o să trebuiască să mi le mai văd și o să trec la tablă cu markerul și o să vă demonstrez că ceea ce ne spunea dânsul cu încadrarea în sume nu bat cu documentele care mi le-au dat ei. Asta e. Deci revin cu treaba asta, am obligația să o clarific până la capăt. Că ori să vină cu justificări care nu sunt date în ce mi s-a pus la dispoziție, vedem. La contractul cu televiziunea. Au fost discuții, da? Ați văzut care e treaba cu televiziunea, da? Nu mai intru în detalii. La contractul cu televiziunea mi s-a pus în mapă. Am constatat, cu stupoare am constatat, lucru care de fapt mi l-a spus și domnul, excelența sa, domnul Ungureanu, că această televiziune la care noi, Consiliul Local Scorțeni, o ținem foarte mult,
așa, nu are nicio obligație contractuală să ne difuzeze nouă ședințe. Deci nu scrie în contract. Ba, scrie în contract și asta am discutat și verbal cu dânsul, da, vă corpune contractul, să ne se pună la dispoziție o, după ședință un CD, care să ne băgăm la ceas, să apăsăm butonul, să ne uităm la play. Deci nu scrie în contract, dânsul a semnat contractul, de obligativitatea, cum este la toată lumea, ca această ședință să fie în online difuzată. De aceea, vă rog să nu mai puneți întrebări, de ce, și nici eu nu mai pun, de ce nu sunt date, sunt puse o jumătate de oră, retrase, puse după 3 săptămâni sau nu venim, pentru că nu scrie nimic în contract. Am încheiat. Și ce-i de făcut, da? Ca să facem... Eu vă spun, eu acolo v-am spun ce am constatat. Acum vă spun ce am constatat. Deci nu este o clauză în care, în termen de, se pune pe unde se pune, se afișează. Și omul mi-a spus foarte nervos, că a zis că ce am cu presa. Nu, am venit cu presa, noi chiar l-am primit foarte frumos și am o mare respect. Dar ce l-a adus? Mare respect. Dar mai sunt șoții, se pot, deci, pot deci anula contractul. Deci chiar am sunt șoții televiziuni, doar deci, nu, 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 chiar am. Nu, noi, la suma care o plătim noi la societatea asta, este chiar derizorie. Hai să nu vorbim mai urat. La câți bani se toacă aici în vânt? Dar problema noastră nu e asta de bani, că chiar suma este ok, super ok. E problema că în contract am văzut că nu era ceea ce, tot ce credeam noi, și acum chiar nu mai am de ce să-i cer omul să dea ședința, că nu-i prevăzut. Și omul mi-a și spus, îți dau CD-ul, fă ceva cu el. Da? Am terminat și cu treaba asta, da? Repet, domnul Ungureanu, atenție! Cu mare drag vă aștept să veniți mereu aici. De acum în pururi să vină televiziunea Explosiv Onești. Dar să nu ne mai întâlnim cu chestiuni de genul ăsta, adică la seriozitate și la dragostea și respectul care vi-l purtăm, vrem la fel. Este regula tablei de șac. Respectul impune respect. Mergem mai departe, terminăm cu treaba asta. Deci mergem cu televiziunea, cu Explosiv Onești. Suntem sub contract. Vreau să veniți cu o propunere dumneavoastră de modificarea contractului, în care să scriem că în termen de un rezonabil, cu dânsul de acord, se dă frumos și asta e treaba. Că nu scrie așa ceva în contract. Dar s-a pus. Dar dacă nu scrie. Da, la presiune. Da, s-a pus o jumătate de oră, urmă a scos-o 3 săptămâni. Poate ați ajuns la totodată. N-am mai venit că s-a defectat mașină. Deci sunt niște chestiuni care au apărut. Da? Și mașina să mai pentru... deci... pentru TV. Deci chiar nu suntem în situația de la Berzunți, unde primarul și consiliul local nu vor să arate comunității ce se întâmplă. Nu vor! Dar noi nu suntem în situația. Nu, nu. Deci noi nu suntem în situația. Și atunci, dacă nu suntem în situația asta și l-am primit cu brațe deschise și vrem lucrul ăsta, hai să ne respectăm, nu? Eu zic așa e normal. Da. Trecem peste asta. Am aici o fițuică, că nu pot să-i spun ceva, că o am aici, după care... este o inventariere, nu. Este o stare a inventarului. Eu am cerut o dare de seamă a inventarierii trecute, dar acum în ședință am înțeles că se pregătește o situație a inventarierii. Așa, dar nu listă, doamnă. Când să veniți în Consiliul Local, dacă sunteți președinte a Comisiei de Inventariere, cu o dare de seamă. Cu ce ați constatat și concluzii și propuneri către primar. Asta cu asta veniți. Mie nu veniți cu inventarul. Pentru că data trecută ați venit cu o dare de seamă cât de cât, în care ați constatat o groază de lipsuri și acum în fițuica care mi-ați dat-o, cine, nu știu cine mi-a dat-o, s-au șters toate alea. Nu mai există nimic. Nici aia n-a mâncat, nici gura. Deci ce a mâncat ursul, e bun mâncat. Cum s-a remediat, să ne explicați în ședința următoare. Toate lipsurile alea, că eu le-am notat de atunci. Deci asta e treaba cu seriozitatea cu inventarierea. Și le facem cu 170 de milioane, 200 de milioane cu alții. Noi suntem în stare să facem inventariere cu oamenii noștri. Nu! Mergem mai departe. Vă aduceți aminte că au fost mereu, chiar tu ai fost ăla care ai spus, doamne, facturile la telefoane, 6-7 luni de zile. Deci dacă vreți și dumneavoastră cineva, am o parte din niște facturile pe aici, de la operatorii telefoniei mobile, le am aici. Eu am ajuns la concluzia că sunt niște sume mari de tot. Ăștia cred că vorbesc și noaptea stau la servici cu asta, așa s-au făcut abonamentele, nu știm. Deci e o risipă totală. Dar ce trebuie la toată lumea? Telefon. Deci nu. Deci aici, dacă vreți, vă pun la dispoziție. Gândiți-vă și nu mai putem discuta săptămâna la ședința următoare, la ședință, la telefoane sume mari. Nejustificate. La nivelul activității Watts Corțeni.
Am fost... Da, mai omule, dar 156 de milioane, camere luate, tele, telefonii fixe, telefonii mobile, cu tot ce e internet. Asta nu zic, știi câte ani de pe timpul meu? Tu știi că până martie contractele de pe timpul lui Ambăruș, acum n-am voie să le rezuliez, tu dacă pierzi telefonul și ai contract ca Orange, da? Nu plătești abonament chiar dacă n-ai telefon până ai perioada contractuală? Că eram eu primar, că era gelul să erai tu, tot atâta trebuia să dau. Situația de acolo am că e vinovat nu, primarul de acolo. Dar nu l-a să pus că sunt. Nu m-a vinut. Așa să vină. Așa să vină. Așa să Cătălin, calmează-te. Calmează-te că nu te-a acuzat de nimic. Nu, dar mă... Noi luăm la cunoștință, la, la, la o stare de lucruri care nu-i normală. Te-am înțeles, dar n-am dar când s-a cerut un an de zile chestiile astea, eu pe tine nu te-am văzut odată să vii în fața Consiliului Local și să spunem, băi, prieten bun, m-am uitat mai atent, am constatat ceva mai scris și am hotărât să-i duc aia. Le-am blocat, din 2 ani zile le-am blocat. Singura modalitate de a nu li folosi, să-și folosească cartelării, a fost că le-am dat furate. Și am fost, nu singur, am fost la Orange, am fost la Telecom, sunt blocate. Dar eu, nu, eu când îi folosesc numele aia, că nu trebuie să plătesc. Mai erau soluții. Păi, 24, 3 ani. Mai erau soluții. 3 ani să fac contract. Da, mai erau soluții. Să nu mai amintesc acum, să nu mai amintesc acum, cum plăteam noi vreun an jumătate, plăteam, nu știu ce, Xerox care s-au luat. Nu știu de-a fost mai țin. 24 de ani. Uite, de contract. Nu mi-a făcut nimic. Deci, mai ca să nu... Deci, cu dansurile pentru copii. Am găsit contractul aici, deci nu s-a făcut așa. Dar eu n-am cerut contractul neapărat, eu am cerut dosarul achiziției publice. Pentru că vreau să văd și eu cum s-a făcut selectarea de oferte, pentru că am avut atâtea discuții vis-a-vis de preț, și atunci vedeam care erau și alte oferte scrise, au fost discuții vis-a-vis de calitatea, da? Și din partea părinților, dar și din partea noastră. Eu nu-s mulțumit ce am văzut. Așa. Este un contract, dar am spus, este loc de discuție, sunt alte variante. Comisia de Cultură, cei care stăți în Comisia de Cultură, adunați-vă odată, spune, băi, hai să vedem, menținem acest contract, e ok, dacă hotărâți voi, că voi sunteți cei care din spuneți. Discuții, din da? Discuțiile purtate... Pentru că eu acum am contractul ăsta, vreau să spun că am găsit doar. Atât este ora 150 de lei, dar nu mai știu. Am tras concluzia că a fost dat direct. Domnul la niște prieteni. Din discuțiile purtate cu virgulă copiii din comună, și o să veniți când, dacă o să vină, deci toți vor să meargă în continuare cu această echipă. Domnule, o să vină copiii, nu eu. Domnule, atunci uitați care este problema. Atunci care este problema? Nu este normal ca vis-a-vis de această chestiune toate discuțiile astea vis-a-vis de calitate să dispară? Corect. Eventual noi, dacă mai putem discuta, da. Dar discutăm pertinent. Eu n-am găsit acolo ofertele. Dacă este 150 de lei, este corect sau incorect? Că nu fac, ei nu fac astronomie, să știi, 150 de lei pe oră. Sunt și mai sunt și variante altele. Copiii vor în continuare dansuri. Sunt convins. Vor tot cu ei, da, vrem ei, calitate. Ei, părinții ei, să nu mai spună. Ei au venit să nu vin, că nu eram sigur. Aș doar la nicio o grămadă. Să aleagă de unde. Nu știu, să păi asta vor... Acum mi-ai luat-o. Acum vreau să-l întreb. Domnul primar, până pe ce dată? Că din aprilie. În aprilie. Deci da, avem timp, dragi prieteni, dragi colegi, consilieri, vis-a-vis de alte informațiuni, vis-a-vis de discuții cu copii, vis-a-vis de orice altă variantă care poate apărea dinspre Consiliul, Direcția de Cultură, prin Comisia noastră de Cultură, să putem găsi și altă variantă. Dacă nu rămânem la fel... Să raporteze, pentru că... să plătească la câți copii au în subordine, la am văzut, învață. Am văzut, nu la direct copii, sunt de milioane. Am văzut, am văzut, în facturi, colegii sunt de față, în ultimele două informări de cheltuieli lunare, am văzut că acea sumă, care tot noi aici o discutat, sunt un 3.000 pe lună, că ar fi rezonabil, am văzut-o la 4.7, 54. Păi dar de ce? 54.700. De ce? De ce? De ce? De ce? Păi în afară de cursurile care le-au făcut, au făcut și alte reprezentații în luna lui decembrie. Și de centenar, și de... Deci, hai să nu fim absurzi, pentru că orele alea nimeni nu ține degeaba. Este păi nu, vreau să spun, la noi când au venit cu Unirea, păi trebuiau să vină din sat, nu știu cât, și au venit cât, 4 sau 5? N-au venit, eu da, deci da, n-au venit pe 10-15, pardon, ce spui, n-au venit, n-au venit de-a planisului. Ceea ce spui, n-au poate fi cheltuielile eventual acum, că noi am remarcat exact. La cheltuieli pe octombrie și pe noiembrie. Păi, nu era centenarul. Doamna Vici, când au făcut spectacolul la bufet?
Începe ce sărbătoare a fost? Deci acolo. În hramul bisericii, da? În hramul bisericii, noi. În hramul bisericii, a fost plin acolo. A fost și părinții lui doamna Ceaușu, știi? Atunci a fost, da. Păi, atunci s-au hai să ne recunoaștem. Faci și mulți copii au fost de la Grigoreni atunci. Da, da, ei trebuie toți, să la scurții nu veni din Grigoreni. Dar ei ce prezintă ei că au făcut cu banii de dat? Așa și l-au popular, au venit Viorica. Păi, din o oră și vrem să iei cu bani. Deci când vin, oricând am ar veni, ei bani. Dacă vin la un spectacol bandă, ei ce prezintă că au făcut pe cursul de un an? Să arătăm și noi comunității că asta s-a făcut de un an. Tot bani, bani de benzină, bani că vin, bani de sunt rompiente, bani. Nu o să și li s-a dat șansa la fiecare copil și ăla care are măsa bani și ăla care nu are bani. Și ei nu tot timpul când vin numai bani. Dacă nu investim într-un copil, degeaba investim în bani, ăștia e viitorul meu. Și eu am copii și tu și oricare. Deci a spus o retoric. A spus o retoric cum faceți de obicei. Cine a fost împotriva acestui bani? Am zis cumva că ești împotriva, dar ai cine a fost? Păi stau pe bine. Omul a spus că sunt prea mulți bani față de eficiență, față de okay. Deci acest proiect, dacă se hotărăște că nu mai merge cu ăștia, trebuie să meargă în continuare în variante alternative. Cele mai bune, cele mai bune raportate preț-calitate. Deci n-a spus nimeni, bine, niciodată, dar, că nu-i bun. Chestiile astea o să-l iuți că înainte de bun. Mai mult decât atât. Am găsit în mapă, așa cum am cerut, și eu știu ce am cerut, și o să vă spun ce am cerut, acele contracte, cele două contracte cu dotarea căminelor, cu galurile 52-500 parcă era suma, da, nu mai reține așa, și cu amenajarea parcurilor de joacă, respectiv la grădința de aici și la da, și dincolo. Făcute de Falcat. De ce le-am cerut, ca să știți? Nu că nu le știam, doar le-am aprobat cu toți aici. Am vrut să văd, eu cu ochii mei, contractele și vă spun că sunt semnate unul din iunie, din 31.05.2018 și unul din 27.07.2018. Dacă cel cu dotarea căminilor este, să zicem, chiar înspre realizarea finală, în perspectiva imediat următoare, aici la amenajarea parcurilor de joacă Scorțeni și Grigoreni, care s-a semnat contractul, este cu AFIR, o să... Așa? Nu... Nu am început, dar bani să știți că se iau pe contractele astea. Amândouă. Echipele de proiect, acum dau explicația finală. Echipele de proiect care le-ați spus odată că sunt în două dispoziții, unii pe un proiect, alții pe un proiect, iau niște bani. Nu mai întreb acum că nu fac nimic în proiectul ăsta. Întreb. Dom'le, dumneavoastră știați că echipele de proiect trebuiau trecute în contractul proiectului? Că fac parte din banii efectiv eligibile ai proiectului? Sau ați mers pe ideea că sunt neeligibil și plătim din, și plătim din bugetul local. S-a informat contabilitatea, deci pe punct de vedere legal și domnul secretar. Și consultant. Și s-a dispus. Deci banii se iau. Primarul nu sunt și pituate. Deci banii se iau. Câți bani luați pe proiectele open? 25% bani. Da. Nu? Dar cât luați? 20 cât v-ați la un proiect și cât v-ați la un proiect? 300 de lei inclus eu, dacă eu pe nu, nu, eu am cerut procentul de spor. Pe spor, pe... Mi-a luat minimul, 10%. Pe 5 pe un proiect și 5 pe un proiect, v-ați cât luați? Dar nu, e aici coeficientul de nu, e vorba de spor. E vorba de un spor care se acordă se calculează la salariat de 5 până la 25% pentru primar, deci primar care derulează cu fonduri europene și vreau să văd dumneavoastră și dumneavoastră ce sporuri aveți acordate pe baza proiectului europene sunt prevăzute de lege. Maximum 15%, dar 4 proiecte. Da, cât pe unul, cât pe altul. Cât pe unul, cât pe altul, nu? Nu e mai mult. Nu, dar noi e minimum. Bun, la 100 de milioane salari cât are primarul, la 15% e 15 milioane în brut. 300 de lei. Deci, dar asta nu aveți, aveți 2300 de lei în brut. Aveți indemnizația, ca să spunem. O să fie, dar nu e. 1 ianuarie. O să fie. 1 ianuarie, pe cum? Brut. 1 ianuarie, în brut. Salariul salariului primarului. Ei. E confidențial. Sporul de... Dar nu e nizumatii. Din ce e brutul lui Iau. Sporul pentru proiecte europene s-a aplică exact la indemnizație. Ai 6 mii de lei indemnizație, 25% spor. Da, e 25%. Dintr-o sută, cam 6 mii. Nici 6 mii. Nu se discută prin... Mai mult de la bine, asta nu... Domnul Eugen. Nu aveți voie. Această indemnizație se ia de când se... De când se semnează. De când se semnează. De la contract. Da, da, dacă nu analizez în proiect... Dar eu acum aștept de proiectul, vreau să vă spun o chestie. Dumneavoastră știu ce ați făcut. Depinde... Nu sunt în proiecte echipele. Deci echipele, nefiind în proiecte, banii, banii nu sunt, banii nu sunt în proiectele europene care se dau. A dat dispoziții de primar
și banii se plătesc din bugetul local. Așa se fac la proiecte, domnule. Da, da, sunt, sunt proiecte, atenție. Sunt proiectele europene, să știți că sunt cu suportarea costurilor, echipelor de proiect. Păi nu, depinde cum îl întocmești. Nu e adevărat. Nu știu, doamne. Doamne, dacă ați citit un proiect european, vreți mâna citit ce treabă. Un proiect european în care este normalizată echipa, beneficiază de plăți din cadrul proiectului. Restul se plătește din bugetul. Mergem mai departe. Hai, spune repede că trebuie să fac omul ăsta hârtic, că mergem la nu. Depinde de linia de finanțare am terminat cu... ca să poți face cheltuieli eligibile de pe proiect. Eu nu Lidia, și nu mai mulțim. Ei, ia, ca știți dumneavoastră. Eu mă documentez. Și eu la fel, și eu v-am spus, și eu tot ce am afirmat a fost și cu fundament legal și nu da. Păi ați văzut, normal. Am văzut tot. Și le-a trebuit la voi, e aceeași echipă? Dar dumneavoastră, ca să vă întreb mai concret, ce atribuții îți faceți concret? Nu este dispoziția pe o lună. Pe luna, pe o lună, luna asta, dacă nu-i dau. Ăsta e răspuns de pe primar? Păi de-aia v-ați dus la curs, doamnă, de-aia nu-i faceți. Da. Să frecați banii comunității. Mă lăsați? Faci dumneavoastră, în calitate de consilier, să frecați banii comunității. Nu. Hai de aceea, continuați să nu facem ceartă la pe siguranță nu. Eu aici am venit bols, cum vreau să aveți alt interes. Și eu la fel. Dar vă rog să nu ridicați prea mult stacheta discuției, că s-ar putea să vă întreb altceva. Deci mergem, domn primar, pentru întrebările dumneavoastră. Doamna... Nu am explicat asta, lumea să fie foarte bine informată. Mai, dacă vorbiți dumneavoastră, e sigur dezinformată. Da, nu e dezinformată deloc. Depinde concepția, de finanțare. Concepția de refacere a drumurilor publice, am solicitat-o mereu. E vorba de o sumă istorică de 16 miliarde. Da. Am cerut dosarul achiziției publice și n-am vrut să vedem nimic. E vorba de 16 de șantier. Este făcut de ceva. Basilica natura viitoare, imperativul chemă și el va răspunde de anumite întrebări privind calitatea lucrării. Că eu am vrut să vedem, cum ați promis, din punct de vedere al documentației, am vrut să vedem dacă există un dosar de achiziții publice cu toate treburile pe segmente și din nou vă repet lucrul ăsta. Anul ăsta îl vedem. Eu vreau să-l analizez și le dau la colegiul un răspuns. Când ai timp, cobor în jos, că e la domnul Niță Bănuiesc acolo, că e la dânsul tot dosarul, este un dosar foarte complex, îl studiez la minimilor de la domnului și documentez. Trag concluzia că nu se dorește și asta e treaba. Dacă... Mă, omule, dacă eu ți-am aprobat să ți-l iei, de ce nu ți-l jos să ți-l iei? Și când ai dat atunci legea pe ea să transparență publică, eu am pus dosarul la dispoziție, o stat la mine 3 luni de zile. Și l-a dat în decembrie, 3 luni, 4 luni l-am așteptat subminit. Eu nu vreau. Dezăpezirea. Dezăpezirea, am văzut ce vreți. Deci, tot așa am întrebat din ședința din octombrie. Care sunt măsurile care le luați, atunci întrebam, pentru sezonul de iarnă 2018-2019? Referindu-mă la o eventual contract de închiriere, cu ce firmă, cine a câștigat, ce mijloace să avem, asigurarea unor către cetățeni, a unui cuvânt al primarului, că nu o să avem probleme, pentru că după show-ul din decembrie și show-ul vremii din ianuarie, am constatat că am fost praf. Spuneți-ne câte ceva despre zăpezire și mai mult de atât, spuneți-ne ce ați plătit în decembrie și ce ați plătit în ianuarie, ca să putem trage o concluzie între ce s-a văzut în teren și ce s-a plătit. În decembrie, nu știu dacă s-a plătit pentru noiembrie. Pentru că plata pe decembrie încă nu știu dacă s-a făcut. Pentru ce și acum cu ianuarie. Păi bun, ce ați plătit până acum? Păi în noiembrie am avut zăpadă, nu? Păi da. Noi acum am avut în decembrie chiar o situație critică. Aia s-a plătit. Nu știți de ce ați plătit. În noiembrie a fost un postpai din 25 de metri. Eu vorbesc de decembrie. S-a intervenit, s-a rezolvat, dar ținem cont că avem 45 de ceva de kilometri. Dumneavoastră, până la 31-a, 12-a, ați făcut plăți la dezăpezire. Da, pentru că sunt luna în noiembrie. Între cine și cât? Că firma care este cu contract de închiriere, 85 lei ora, prețul minim... Cum se numește firma? Păi da, nu pot să spun firma. N-avem voie. Toate informațiile în administrația publică sunt clasificate. Sunt clasificate, ca să vedeți. Nu sunt clasificate, dar eu nu pot să pronunț. Dar nu-i vorba de asta. Eu, societatea mea, dacă apare... Domnul, dacă eu v-am cerut documentul ăsta... De ce nu l-a pus în mapa aia?
când mi-a pus acum, de ce l-am pus? Bine, de ce l-am pus? Doamne, terminați cu comentariile, mă deranjez. Dar fiți educată, doamne, nici măcar educație, asta e. Dacă vorbesc și m-am înscris la cuvânt, vorbește când te-ai înscris la cuvânt. Dongel, hai să cheiem polemicile aici, terminăm, că... E, de ce e a dracului? Hai! Ți-am mai spus-o dată, n-aveai ce căuta pe aici, așa am greșit-o. Dar acum chiar îmi dau seama că încuși toate lucrurile. Doamne, hai să încheiem polemicile. Eu nu am polemică cu dumneavoastră, dar dacă pun întrebări, n-a să mă clarificați. Nu, fii clarific, hai să nu fii, că urâi cu ceartă. După aia nu e treabă, dacă întreabă acum, tu îi pas ședin, stai niște. În 2016 am avut o hotărâre a Consiliului Local și ați dat-o și la ziar. V-ați dat acolo cu Asociația pentru Creșterea Speranței de Viață. În București era asociația asta, am mai multe detalii. Te-a pierzut omul, nu? Nu, confundați. N-ar trebui să confundați. Acțiunea se încadra în POC, e programul operațional... Din 2016, da? Ascultați-mă un pic, da, capitalul uman, da. Atunci, atunci spuneați, am făcut un studiu și este și articolul. Da. Și s-a depistat de cei care au făcut studiu în comună. Un grup țintă de 560 de persoane care vor intra în acest program. Da. De combaterea sărăciei era vorba. Este, da? Este proiectul de cu această treabă am aprobat-o, că ne-a plăcut cum a sunat. Și vă întreb și eu, în ce sertar acum din primărie zace? Nu este niciun sertar la primărie. Sau atunci veniți să ne arătați unde ați înaintat-o, de ce ați înaintat-o, știți de ce? Doamne. Pentru că programul operațional Capital Uman în 2020 se termină. Domnul, și noi din 2016 nu mai știm domnul Zanferescu, acel studiu. Pui dumitare întrebări și răspunzi pe dumitare. Băi, poți să-ți răspund. Da. Pocul este depus din 2016. Nu a intrat. Ce vrei să spun? N-a intrat. Deci vreau să vedem acest studiu. Este depus la București cu specimen de semnătură. Mi-a făcut semnătură personală. Deci vreau să-l vedem dacă s-a înaintat. Pentru că am văzut că la noi proiectele de care tot se spune de vreo 20 de ani, 30 de ani, în administrația asta, la un moment dat, ne spuneau că-s prin sertar. Dar ce rugăminte? Duceți-vă dacă acum la... Nu, nu, răspund acum. Duceți-vă dacă la contabilitate, citați-vă acest proiect pe POC-ul. A implicat vreun leu cheltuit de la primărie? Domnul Vasile, de ce proiectele nu stau la juristul? De ce stau la contabilitate? E achiziția publică, băiat. Este un dosar care... Deci achiziția publică am avut noi la un studiu de caz. Să vă spun, deci... Pocul este depus din 2016, n-a intrat. De ce vorbim de creșterea... Domnul, ascultați-mă un pic. Vorbim de creșterea speranței de viață. Asta a fost proiectul pe care l-am aprobat. Combaterea sărăciei. Da. Dar finanțarea este de la guvern. Deci, că pe atunci era doamna Ședin Șaidec. Deci, domnul, da? Vreau să văd și eu adresa cu care a plecat acest studiu, acest grup țintă, făcut și cu concluziile care au plecat de la noi deci, okay, în 2016. Da? Dar să-ți aduc și PSD-ul șeful. Am să vorbesc cu ăsta care a fost filmat. Hai spuneți de Terre de Zom, dacă tot mi-ați spus. Terre de Zom până pe 31 mai este primit adresa de anul trecut, dar trebuie să implementezi la nivel de Scoțien Park. Scurt. Deci aveți să primită de la ei, din Ocron. Proiectul de modernizare a centrului comunal, care l-am văzut vorba de frumos colorat. Aștept avizii și eu. Banii sunt, dar fără avizii nu mă apuc. De ce l-a frumos colorat? Știu, că și-o fost și dumneavoastră. Și care avizii? La zoane? La ce? Cum? La ce nu este avizii? CDN-ul. Secția Drumul Național. Păi nu știu dacă o să aveți acolo vreodată. Nu, eu chiar o să am. Eu nu mai am de gama aici. La Cominul Cultural Scorțeni. Așa. Care să... Că noi am aprobat iar o sumă. În evaluare la CNI, o așteptăm să... Că noi am din nou girul unui, da. Iar unui studiu. În CNI-ul... Mai țineți minte? Da. Mai țineți minte că pentru Căminul Cultural Scorțeni și în vechiul mandat s-au mai cheltuit niște. Da, dar noi n-am cheltuit bani pe vechiul Cămin acum. Pe Cămin. Niciun leu n-am cheltuit pe Cămin. Păi la CNI-ul le predau terenul de cheie, dar e vorba că o să ceară clarificări ca așa de proiectare. Deci nu avem alte modificări față de ceea ce a fost. Și mai bun. Spuneți-mi despre alt obiectiv foarte important. Podul de la de jos, de la Parascanu, care era în obiectivele cele mai mari finanțate, cu suma de 8,3 miliarde și pe buget local în 2018 am mai adăugat vreo 800 și ceva de milioane. Acum dracu se nimerește, mă întreabă domnul Gelu Zafirescu când ies în cheia licitația și-o câștigat și o firmă din nou. Păi eu v-am întrebat să dați detalii. Păi e! Chiar ieri s-au cerut clarificări de 3 luni de zile exact asta și, chiar ieri s-au încheiat. Dar cum să-mi merge? Eu întreb, pentru că sunt proiecte vechi.
pe care nu, le știm aprobate de acum și nu mai știm nimic de ele. Și ce vă deranjează când răspundeți pozitiv? E foarte bine dacă... Totul la Parascana, Lilian. Da, Neagelu, deci cu Cămilul, cu podul s-a semnat, s-a terminat licitația, da? Ultima întrebare astăzi. Hai, să lasă, când, când ați început, că bănesc că ați început, că văd că viziunea deja ați început, s-o gândiți probabil că noaptea, dar când ați început lucrurile efectiv, de creion, pe ciornă, la proiectul de buget pe 2019? Nu așteptați data să... De-anul trecut, doamna, domnul. Da? De-anul trecut. Este perfect. Înseamnă că anul ăsta... Nu o să mai vedeți mascarada care ați văzut-o la buget anul trecut. Că nu vreau să-l vedeți. Asta e. Dar i-a adus, mami, ai, acum ai criticat. Dar a adus amintea cu 2 ani de zile. Câte ori ai stat la mine de loc, șeful, când s-a arătat proiectul? Da, da, atunci ai fost transparent. Ați vrut, da, să, da. Ați vrut să lucrăm. De ce ați vrut să... Așa, anul trecut, păi, nu vreați. Anul trecut n-am văzut nici achiziții. Dar n-ai trecut, că ai avut probleme. Nu, avut s-au, probleme schimbat de, s-au schimbat nuanțele. Da. S-au schimbat taberele, alianțele. Da, am răspuns. Dar rămân. Vreau să întreb o leacă din proiectul extinde de școală. Care-i stadiul? Dar nu te-am zis și el. Păi dar trebuie să fii și colegiul, ești numai eu. Ești, nu termina. Vrei să-l declari eligibil fără să fii verificat la verificatură. Când e declarat eligibil... Domnul primar, se grăbește? Nici nu ședința? Mă mir că n-a plecat. Mă mir că a stat până acum. Da. Îmi pare foarte bine că a stat. Fac tura trecută, plec la prima oră. Da. Să mă ce trece. Ședința o declarăm închisă. Hai. Construcții să fie. Am impresia că Vasile Danila a venit la mai multe ședințe decât primarul anului. Nu mai speria băiatul ăsta. Ia, bă, care ești aici, limba aia. Da, e un adevăr, să știi.